a pornit Lăifeanu. Ia să vedem. Pornește sau e full respect? Cred că mi-a dat full respect, să fiu sincer. Că am început live-ul, este timpul să ieșim din Roblox. Lol, gen. A pornit, mă? A pornit live-ul? Hai că a pornit, dacă e... Porniște-mă odată! N-am mai pornit live-ul niciodată, nici nu mai pornește, nici nu ce se întâmplă. Cat, a plecat, e full respect, nici nu ce se întâmplă. Bine, mă, Zaza! Uuu, a început! Mamă, dar ce se întâmplă pe tricoul ăsta? A pornit, bro? Nu pot să cred, The Forest 4? Așa este. Am avut The Forest 73, acum avem Sons of the Forest 44. Suntem pregătiți să ne jucăm. Eu mă joc Roblox în acest moment. Unde ești, Zaza? Cum adică unde sunt? Acasă sunt. Unde pot să fiu? Sunt plecat la vecini? Unde sunt? Holy! Salut, frate! Salut, Larry! Salut, Roxana Flower Power! Salut, Bulan! Rafael nu face live? Ba da. O să vină și el imediat. Mamă, stai că nu se văd like-urile aici. Bă, apăsus pe butonul de like, vă rog, repede, gen. Că e grav. Sunt în vizită, tot la fel, în Turcia. Ne-am făcut o cafeluță, cafeluța forțană. Oh my god, oi, cum mă văd prin asta, zic, fratelo. Bun. Așa. Suntem pregătiți să-i dăm bătaie, gen. Ca de obicei, ne-am instalat Sons of the Forest, așteptăm să vină și Rafa, dar până atunci o să avem noi o mică treabă. Stăm puțin să discutăm, că de mult n-am mai făcut un live așa în care am stat să discutăm împreună. Și până când o să începem să ne jucăm, o să stăm și vorbim cu toți de pe chat. Nu știu ce se întâmplă aici cu dermatita, dar văd că bubu e grav, gen, aici și aici. Mi-am comandat niște chestii, gen, așteptăm să ajungă, cine știe, poate. Vreau să știu de ce și-a lăsat Andresita alea de la Crocs aici. Ok, n-am nicio idee. Faci un server de Sons of the Forest cu abonații, te rog? Mă, ce? Bine, mă, The Sami! Uite și pe Oana, văd și pe jocuri horror și pe diamantul cu Please Huge. Da, mă, da. Băi, aproape un an de când am mai făcut live cu The Sons of the Forest. Bă, da, dar eu vreau să vă întreb pe voi o chestie. Mai ține minte cineva? Ține cineva minte asta? Cade. Zici că ești ăla din Star Wars. Cum îl cheamă, băieți? Nu R2-D2, ălălalt. Dă-te rapă-n ele. Tare rău de tot. Eu o am la alarmă. Holy. M-am trezit acum 2 minute, gen, real. Nu, glumesc. Așa se întâmplă, gen... După ce băgăm o cafea, trebuie să se repete istoria cu Dă-te Rafaele. Ok, gen. Vreau să vă zic, fiți atenți. Deci ieri am mâncat niște sushi și eram cu iSilent și mi-a să bag mult wasabi. Și de ieri am ochii roșii de la wasabi. M-au cocoșat. Pur și simplu am toată partea asta așa full roșie. Când am băgat ca un fel de... gen, am băgat mai mult decât cât e tot ăsta de full wasabi. Și ce s-a întâmplat? Pur și simplu am simțit că nu mai pot să respir, gen, și de atunci mi-am luat full respect. Sunetul ăla când te dai cu sania de pe munte, da. Ai adormit în zona 89 pe plății la 99, doamne. Direct piesa Zarzavat? Da, așa este. Full piesa Zarzavat. Gata, mă, așa avem și noi. Măcar nu mai răcești? Mă, stai, acum sunt prea alb. Acum sunt prea alb, forță. Wasabi Pog. Bă, dar Rafa nu face live? Ba da, o să facă și el live. Eu sunt curios, să fiu sincer, dacă suntem totul pregătit aici, este totul pregătit. Let's go, forță bună, așa. Bagi niște reacții până începe joaca? Da. O să-i dăm și cu niște reacții. O să vreau să intrăm puțin și pe site-ul prietenilor noștri de la GG Drop. Știți? Și o să-i dăm direct așa, super rapid. Ia să vedem, asta e?
Da, o să-i dăm așa super rapid, o să vă las, o să-i dăm așa puțin aici cu roata skinurilor, știți deja care e situația. Îi dăm super rapid și după aia o să ne punem vedea dacă reacționăm, dacă apucăm să facem ceva până vine Rafa. Cu chestia asta o să vă dau și codul pe care voi puteți să-l folosiți gratuit, puteți să băgați și, și skin-uri, puteți să băgați chestii de genul ăsta. GG Drop, let's go! Uite ce știe Iulia direct, cafeluța de dimineață, hai că dimineață de că, dacă e a treia cafea pe ziua de azi. Tu încă ai wavelink-ul de la Elgato? Bă, nu l-am, l-am dat lui Sinner. Spin again și secret codul nostru gratuit este 9LHPQ4X. Ăsta puteți să-l folosiți și voi pe GG Drop și vă primiți un, și primiți un spin gratis. Îi dăm așa frumos spin și am primit discount la o, la o cutie. Asta e bună rău de tot. Nu avem așa multe, mulți biștari. Tot ce avem noi aici este genul ăștia, nu sunt banii noștri, nu sunt pentru chestii. Așa sunt doar așa ca să ne jucăm, să ne distrăm și să trollăm. Hai să vedem ce deschidem și noi aici. Deschidem și noi ceva, o cutie din asta forță. Dă-l pe chat. Ăsta este. Ăsta este pentru cine vrea. Nu avem o săptămână de vacanță. What? Deschide a șaptea cutie de pe al șaptelea rând. Bă, ar merge, dar hai să deschidem un battle scare din asta. Îi dăm așa una de asta forță. Ai da codul, nu glumă. Mersi Zăs, te pup Bulan. L-am văzut pe Bulan acolo peste tot, e în toate comentariile, e forță rău de tot. Bă, vedeți că a fost profit. Sunt pe Roblox cu tine? No way, gen, că ești pe Roblox cu mine. Of, dacă pica masterpiece-ul ăsta era bine rău de tot. Oh, dar vezi că e bine, e forță așa. Ideea este că dacă folosiți codul ZASAMI aveți 11% dacă băgați cu, cu orice. Dar principal vă recomand să băgați skin-uri. Și hai să vedem ce putem să mai luăm și noi de pe aici așa. Case with gifts. Mamă, 2024, ia să vedem ce ne așteaptă pe noi în 2024. Vreau sincer dacă se aude bine. Ok, cred că se aude puțin cam tare ăsta. O să jucați pe aceeași salvare sau o să începeți hartă nouă? Cred că o să începem o hartă nouă, să fiu sincer. $14 acolo. Ce folosești pentru microfon acum? La ce te referi? Ca... vezi că e bună rău de tot cutia asta. Ca mixer folosesc Rodecaster Pro 2 se numește. Se aude bine? Bine, mă. Mi-am cumpărat, să fiu sincer, parcă în ultimul timp, nu știu, am neglijat așa puțin sunetul de pe canal și aveam un braț de microfon și îl țineam tot timpul în partea asta. Și acum mi-am cumpărat o chestie full. Am zis, bă, trebuie să facem o chestie ca să nu pot să mai mișc niciodată microfonul și mi-am cumpărat, zici că sunt la podcasturi, fii atent, deci uitați-vă și voi, full podcasturi. Ia cât e ăsta, 28. Zici că sunt la podcasturi, nu mai am braț de microfon, am așa o din asta mică. Nu mai am cum să-l mișc niciodată. Hopa, era să-mi pice în cap. Nu mai am cum să-l mai mișc niciodată și ăsta aici stă. Full aici, nu se mai mișcă nici măcar o dată. Bă, full, gen full aici. Ca să mă auziți de fiecare dată forță. I-am luat și lui Andresita 1, pentru că și la ea era aceeași problemă. Îmi lăsa microfonul într-o parte, ne mutam în alta și am zis, bă, îi dăm direct așa. La podcast cu ZASAMI. Hai că asta mai trebuie să facem podcast. Acasă la ZASAMI. Cum se numește site-ul? GG Drop. Suntem pe GG Drop în momentul ăsta. Dacă dai mai în spate o să vezi și codul pe care l-am folosit. Practic pentru că este un cod gratuit pe care puteți să-l folosiți. Mamă, dacă picau mânușile alea. Și dați la Will aici. Exclusiv Katowice giveaway. Ok. Hai să vedem, mai deschidem 2-3 cutii. Ia stai să vedem dacă e Rafael aici. N-a terminat, bă, Rafael. O să vină și el. Dar până atunci puteți să apăsați pe butonul de like. Așa. Am zis, o să începem o lume nouă. Am văzut că s-au făcut update-ul, nu ne-am mai jucat de un an jocul. Deci literalmente de un an nu ne-am mai jucat. Și cred că o să fie, cred că o să fie tare. Deci eu am luat una de 20. No way. Băi, eu... Bă, cât a costat cutia asta de-am luat-o? 26? Și mi-a dat atât de mult? 10? Ok, mi-a dat 3, deci am avut noroc atunci. Uite, acum mi-a dat așa, try again. Cred că sunt interesante astea. Full skin-uri pe counter. M-a cocoșat ăsta. Ideea este că mi-aș dori să mai băgăm și niște counter pe canal. Nu ne-am mai jucat de mult niște counter. Am reînceput acum să
Să ne jucăm hide and seek, ați văzut probabil. Și partea cea mai nașpa este că cea mai nașpa parte este că nu mai funcționează cum funcționa înainte. Mai țineți minte? Pur și simplu intrai în counter, dădeai invite și doar te jucai cu prietenii și așa era. Na, acum nu mai funcționează așa. Acum pur și simplu trebuie să cumperi un server și m-am chinuit, am luat server, fă server nu știu de care, bagă chestia XYZ, a fost jale rău de tot, sincer. Cea mai tare serie de hide and seek? No way. Bă, începe o dotă, când ai drumul la joc, imediat, în 5 minute, nici atâta, mai puțin de 5 minute. Așteptăm să vină Rafa, pentru că are puțină treabă. Și am zis să-i dăm drumul puțin așa să discutăm, că n-am mai dat drumul să discutăm puțin înainte. Pentru că n-am mai băgat în live așa gen forțanez. Ia mă, să vedem ce zice cutia Palaș. E zeu pe polar mâncalaș. Gen, nu mai pot juca hărți de workshop cu prietenii pe CS fără server? Nu mai ai cum. Nu mai ai cum, din păcate. Uite, ne-a adus Palaș profitul. Da, nu mai e cum, din păcate. Mâine sau poimâine voi afla notele de la simulare. Holy. Hai, băgați acolo un like până începem, că este jalete. Bă, da, eu am ăsta pregătit. Eu am totul gata. Sons of the Forest, ia să vedem. Sons of the Forest, ăsta e. Ia să-i dăm noi un play să vedem. Ia uite, prietenii mei, ce s-au jucat aici. 60 de minute Adi 10, 33 de minute Diamantul, 22 de minute Bobo Spider și 1 minut Jad. Atât, gata. El aia a fost tot. Ia să vedem. Ce? Eu vreau să vă zic, nu m-am uitat la niciun video, nu m-am uitat la absolut nimic, nu știm nimic, nici eu, nici Rafa, nu știm nimic din ce se întâmplă. Știm doar că s-a băgat update, am primit până, adică am înțeles că m-a plăcut atât de mult seria pentru că am primit până și mail. Deci am primit mail. Am primit mail cu Zasami, te rog frumos, joacă jocul cu Rafa, că e grav rău de tot. Petrișor 180, mersi frumos, brodere, că te-ai abonat, că ai dat, ai dat membru, te pup. Bună, Nicu, o să fie și Rafa, da, o să fie și, și Rafa, gen, live. Se aude foarte tare, încă se aude tare jocul. De ce a durat mult? Pentru că, pur și simplu, a durat un an ca ei să termine jocul. Pentru că... Ia stai puțin să vedem, dacă noi dăm shift tab aici și ne vom duce la... Unde e workshop-ul? Ok, cred că o să fac o chestie mult mai ușoară. Ne ducem aici, uite, major update, acesta. Ăsta practic este update-ul pe 22 februarie, când ei au lansat 1.0. 20 de membership! What? Petrișor? No way! A primit Bad Shark, Diamantul, Bulan, Yuli War Robot. No way! Uite de ce se primește, bro. Bro, un W pe chat, vă rog frumos, pentru Petrișor. Petrișor 180. Deci a primit Diamantul, Bulan, Yuli War Robot, Alex Gaming, Oana VT, Andrei, AMF, Mr. Jinx a primit, Steluță, Andrei. Bă, let's go. Bine, mă, bine. Te pup, brodere. Mulțumim frumos pentru membrii. Chiar apreciez. Și eu am vrut să cumpăr membru chiar acum. Este timpul să cumpăr membru chiar acum, Diamante. Așa. Hai să uităm în continuare aici. Chiar îți mulțumesc foarte mult, Petrișor, pentru cei 20 de membri, 21 cu al tău. Apreciez extrem de mult. Deci, au băgat un new scene and end screen details. Deci practic chestia asta de aici cu mâinile nu era înainte. Mi-aduc aminte, era o chestie cu elicopterul, dacă vă aduceți aminte. Adăugat 5 new cutscene. Ok, au adăugat ratoni. Ok, deci l-au băgat pe Sinner. Au adăugat 2 noi mutanți. Au adăugat creative mod. What? Bă, ce? Trebuie să mai deschidem o cutie repede până când vedem ce se întâmplă. Una mai scumpă, gen
Nu știu cât avem în momentul ăsta. Vreau să mai deschidem două cutii. Uite, o să deschid două de 700 și după aia terminăm cu prietenii noștri de la GG Drop. Și le mulțumim că ne-au dat tot timpul. No way că ne-a mai dat încă 20 petrișor 180. Bă, câți dă? Bro, no way, gen, că ne-a cucușat cu încă 20. No way. Scrieți repede ceva pe chat, vedeți dacă ați primit membru din partea lui Petrișor. 40 de membri a dat până acum. Au plecat membri, holy. Deci literalmente ne-a cocoșat. Literalmente ne-a cocoșat. Îți mulțumim frumos, brodere, apreciem extrem, extrem, extrem de mult. Mamă, ce mi-aș fi dorit să primească abonații vechi. Asta e tot ce mi-aș fi dorit, să primească abonații vechi. Joacă deci cu Andrista Sons of the Forest? Cu Andrista Maximus joc Roblox. 40 de membri, te pup, brodere, mulțumesc frumos. Hai să mai deschidem încă una pentru Petrișor. Hai să vedem aici ce pică îi dăm lui. Mamă, unitajii, ăsta cred că e scump, nu? Nu, din următoarea îi dăm. Din următoarea ce îi dăm? No way că mi-ai dat încă 20! What? Nu pot să cred. Nu pot să cred că mi-ai dat încă 20. Bă, trebuie să verific la cine a picat. Deci trebuie să citim toate numele. Bă, W pe chat, toată lumea în momentul ăsta pentru fratele nostru Petrișor. Ia stai, uite, stai să facem așa, se vadă tot W de pe chat, uite acum. Așa. Ia stai puțin să vedem. Later. Hai repede, loghează-te, zi Sami, să vedem la cine a picat. www brr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 
Petrișor a dat așa. A dat Petrișor 2, 4, 60 de membri. A dat lui Zenax 12, Marius, Andrei Danilă, Cătălin Badea, Darius Matei, Nabnou, Nicolas, Ionuț Cif, VXP, Robert Rada, Rodo, nu știe cineva pe Rada, Ciurescu Elisei, Lordi XM, Florin Salam, i-a dat lui Florin Salam pe cea, i-a dat lui Nico, i-a dat lui Eduard 22, i-a dat lui Grigoraș Iulian, lui Emir Lăcătuș, Ionuț Bogdan, Daniel Vrabie, Roxana, Alex, Gabi Mihai, Buimbostor, Mafiotul Sofia Petre, Vembo 69, nici nu mai știu să citesc, Rilis, Ștefan, Denis Jumă Capa, Alex Uțiu, Șerban Andrei, Ștefan, Chrisman cu hostul, forță, Larry, bă, ce se întâmplă că ne-a cocoșat, fratele? Toată lumea un da, bă, liu, pă, chat, vă rog frumos pentru, pentru Petrișor 180, îți mulțumim, forță. Ai făcut 2-4-60 de oameni foarte fericiți, foarte fericiți pe chat pentru ce tocmai ai făcut în momentul ăsta. Ești tare rău de tot. Te pup. A doua oară cu membru la tine. Asta zic. Băi, frate, și eu am primit? Păi știu Belcear pe tine. Te-am citit la început de tot. Bă, asta ne-a dat profit. Asta ne-a dat profit aici. Deci e perfect. Ultima și după aia ne punem să mai citim, să vedem care este situația cu update-ul de pe Sons of the Forest. Deci, v-am zis, dacă vreți puteți să băgați codul ZASAMI pe GG Drop și primiți 11. Fără serpent? No way, ăsta e bun rău, te rog. Bine, bă, let's go. V-am zis eu, asta e pentru Petrișor. Puteți să mergeți aici, să dați refill, să băgați codul ZASAMI. Perfect, știți deja ca de obicei. Forță, mulțumim celor de la GG Drop. Aveți codul, o să-l aveți în descriere. Și hai să vedem, să continuăm aici cu chestiile acestea. Deci, ce-au mai băgat prietenii noștri? După ce avem Valentin MXD, care și-a luat și el. Ai ratat 60 de membri gift? Mă, cum adică? N-am ratat. Se blochează live-ul? Cred că se blochează de la tine, nu de la mine. Ok, hai să vedem. Au băgat golf carturi. Bă, golf carturile nu erau ultima oară când noi ne-am jucat. Mi-aduc aminte, 100%. 100%, nu erau golf carturile. Erau doar gliderele. ADD NPC Timmy to Hellcave?
What? Timmy? L-au băgat pe Timmy în peștera cu lavă, cred. Ok. Added to final artifact pieces and final can now be crafted. Final artifact. Bă, ce sunt cu atâtea artefacte? Spoilere, elicopter can now așa. Bă, câte chestii sunt. PvP damage. 4 findable blueprint structures. Încă 9-3. Băi, ce tare rău de tot, sincer. Chiar sunt tare rău de tot. Improvements. Câte chestii sunt. Dar nu găsim și noi un video, oare? Asta e puțin să ne uităm. Vreau să văd dacă găsesc un video. Sons of the Forest will update. Hello everyone, it's Farkad here. And in this video, I'm going to cover part one of the full release update for Sons of the Forest. There is so much stuff that's been added, and I just can't cover it in one video because it's going to take so long to edit. I want to bring it down into small chunks so it's easier to watch. Mamă, dar... ia uite cum arată cartul ăsta. Ok. Ok, forță. Am vorbit acum cu Rafael Torpilămiu. A băgat ceva în update-ul ăsta nou, nu glumă. Deci imaginează-ți că băiatul ăsta are un video de 13 minute în care este prima parte. Deci e part 1 în care el pur și simplu cover-ul e gen tot update-ul. Ok. Hai să vedem care e. Uite, ăsta sunt curios aici ce se întâmplă. Dying tactical soldiers. Tactical soldiers with red flares that can be seen from the distance to help direct players towards the location. They don't stand out very well. Deci acum sunt ca niște dropuri, dar sunt gen. Every time you go up to them, they will die. Deci e pur și simplu sunt persoane care urmează să moară și au niște red flag-uri în mână și noi trebuie să mergem la ele ca să găsim mult loot. No way, cât de tare, sincer. Ok, asta e tare. Finding așa due to GPS. They just die on their own. The next one is that they've added new findable tactical and worker dudes with GPS locators that appear nearby, helping direct players towards interesting. Eu nu mai știu nimic din joc, vă zic sincer, gen literalmente nimic nu mai știu. Added new sickness system. O să fie grav. O să fie grav, gen să ne îmbolnăvim mai grav, cred. Dar de ce se vede așa slab? Altă viață. Altă viață, frate. Putem să bem mai ușor, cred că acum. Deci dacă bem apă și nu e curată, o să ne îmbolnăvim mai repede. Ok. Campfire smoke. Zici că suntem pe Minecraft, let's go. Ce tare, asta chiar e tare, sincer. Uite, asta așa cu campfire-le. Deci pur și simplu pot să zic, spre exemplu, că sunt într-un loc, nu mă găsesc cu Rafa și pur și simplu îi dăm un dăsta și gen, gata, ne găsim. Jocul e full sau încă nu? Ba da, jocul este full, Daniel Vrabie. Jocul este full. Mamă, abia aștept să mă joc, sincer. Acum vedem când tragem cu rope gun-ul și dacă este validă, dacă e valid punctul. Ok. Bă, jocul ăsta sper că, adică probabil o să ajungă ca Forest, ca The Forest, practic, în care probabil o să bage foarte multe update-uri și peste câțiva ani probabil o să fie jocul mult mai complet ca în momentul ăsta. Deci cred că 100% așa o să fie. Ok, deci nu te mai las acum practic să... Am înțeles, gen, cred că 150 de metri e maxim. Uite ratonii cum arată, bă! Jumbo! Bine, mă! Hai să băgăm și noi acolo un like chat pentru live-ul ăsta și pentru ce se întâmplă aici. Deci au adăugat ratoni și le-a dat abilitatea pentru squirrels, pentru veverițe și ratoni ca să se cațere în copaci. No way că ăsta a omorât un raton cu sulița.
Bă, l-a dat pe Sinner jos cu sulița din copac. Ia uite, știu, i-a băgat sulița. Ok, și ce se întâmplă? A, bă, să iei carne de raton. Ok, am înțeles. Ia să vedem cu broasca ce testoasă ce faci. Mă, ce se întâmplă? Mă gândi la aici ceva, dar era un fir de păr. What? Firul de, a purtat Andrei asta căștile astea și nu înțelegeam ce se întâmplă. Și era un fir de păr și mă gândi la aici, am crezut că e full guange, gen. Sinera 22. Mai are cineva codul de la GG Drop? Da, uite, ăsta este codul de la GG Drop. L-am dat eu acum pe chat. Poți să mai dai o dată, gen. Poți să dai în spate. Renamed glider to foldable glider and now can be hotkeyed and stashed. Oh my god, putem să ținem gliderul în inventar. Now you do drop it if you hit the ground hard, I believe. I think that's what causes you to drop it. But you can just pick it up. Whoa. Life, but bă, cât de tare. Ai văzut DM? Nu am văzut DM. They adjusted hang glider downforce when pitched up to make it easy to gain altitude. Now this is. Dacă vrei să joci cu prietenii, te duci la aceste doi legendari, faci un shortcut la era de ori de pe. Nu pot să cred, pe bune, gen. Bă, o să încerc, Adrian. Ok, asta e tare. Când intru cu Rafa, o să zic primul lucru pe care trebuie să-l facem este să mergem să să luăm gliderul. Neapărat. Ho, ia vezi că băiatul meu a folosit direct full cheat aici. Ia să vedem, punem pe pauză exact când are cheat-urile pornite acolo. Time scale. No way, cât de tare. Cât de torpilă. No way, că tu poți să vezi gliderul direct pe GPS. Wow, asta e tare, să fiu sincer. Băi, eu nu m-am jucat când erau golf carturile astea, sincer. Nu m-am jucat, sincer. Bă, cred că o să fie tare, sincer, cu asta. Deci mergem cu golf cartul, ne plimbăm puțin, o plimbăm pe Virginia, pe gagicalul Rafa. Trebuie să ținem minte că Virginia e gagicalul Rafa. E neapărat. Cipi, cipi, ceapa, ceapa, ciubi, rubi, dă-mă, dă-mă, ok. Așa, bun, hai să dăm mai departe. Ok, au lumini mult mai bune, acum am înțeles. Exclamation mark and a bright red light to discover all laptops. I think this is really important because those things can be easily missed and they're key to finding out where these locations are. Ce făceai cu laptopurile? Că nu mai țin minte. Nu mai țin minte ce făceai cu astea. Cu laptopurile. Ce făceai cu laptopurile? Că nu mai țin minte. Uite, le-a adăugat exclamation. What? If you miss them, you probably wouldn't even know you missed them and you'd have to go backtrack and find them. They probably should even add an audio indicator as well, just in case people miss them. Like if you're running out of the room. Armură. Printai la imprimantă. Mamă, deci mi se pare scary rău de tot. Când cobori aici jos de tot și pur și simplu e e cu masca asta de oxigen, mamă, mi se pare scary rău de tot. Nu știu, mi-e frică, frate, de ocean. Nu știu, e grav rău de tot. Mă bag în ocean și mă mușcă un rechin de chișor. Ok, ia să vedem ce mai avem pe aici. Oh, no way! No way că au băgat rechini! No way! Mamă, eu mor de frică cu rechinii! Bă, mie nu-mi plac rechinii. No way! Mie nu-mi plac rechinii. Literalmente îi urăsc. Erau rechinii înainte? Bă, nu mi-aduc aminte, sincer. Chiar nu mi-aduc aminte. Don't even do that much damage. Sharks in this game are piss ants compared to the ones in the forest.
Probably. The next unmentioned one is a pretty bad one. In the update prior to this one, they added the inability to climb steep hills, so you can no longer climb like the mountain. Nu poți să cred că nu mai poți să te, nu mai poți să te cațeri pe munte. Find different angles. But they added something next here, which is that if you start sliding, you'll slide uncontrollably and it's fast. I had God mode on in this one. If I didn't, it would have killed me, man. This never happened before this update. I don't know what this change is. What? Is that slide? Is it realistic? I guess probably, but it's just going to kill some people and it's just not going to be fun. This game oversteps the realism boundary quite a lot, and I think it hurts the game quite a lot, but that's just my take. And lastly, the unmentioned change is that they've removed some console commands. Ok, păi cred că suntem pregătiți să-i dăm, să-i dăm bătaie, sincer. Update-ul este practic destul de mare. Ce se întâmplă în momentul ăsta? Practic, jocul este complet, așa zic ei. Și că putem să îl gen să îl gustăm la maxim jocul. Știi ce zic? Trebuie să mergem să dăm totul full la maxim. Full quality nu prea aș vrea să fie așa mare. Îi dăm pe on, ultra, că nu degeaba avem placă video RTX 4080. Style default. Nu, nu, nu. Să dăm default așa. Îi dăm apply. Gameplay-ul, fov, uite, o să vreau un 80. Și... ok. Alo? Bun. Alo, mamă, mi-a rupt urechile. Alo? Salut, salut. Salut, salut. Am mai făcut o voce, am crezut că e altcineva când ai... Alo, să rămână ce făi, Rafaele. Așa că e puternică. Mamă, ești pregătit, Rafaele, să ne jucăm și noi niște Sons of the Forest? Yes, yes. Jocul faci este tu... pregătit. Cum vrei tu? Faci single tu player. Eu am aici butonul de continue. Îi dau new game, corect? Da, 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 da. Ok, cred da. Că, deci tu am înțeles că vrei să ne jucăm hardcore. No, no, no. Am uitat să jucam Forsen, dar e prostie, mor și pierzi tot. Bun, normal sau peaceful? Normal, normal. Ok, o să-i dăm normal atunci. Hai să vedem. Shame. Ia să vedem aici ce se întâmplă. Sons of the Forest. Băi, da, mă. Acum un an ne-am jucat, Rafaele. Un freaking an. Corect, 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 corect. Doar că nu mai știu, mi-arată secvența de intro? No idea. Nu știu, face server, dau joi și vedem. Da, asta, asta, asta fac acum. O să vedem care este situația. Ok. M-am uitat puțin la preferatul nostru, la Forket. Acolo a coveruit puțin din update. Ok. Da. Tare rău de tot. Mamă, noi nu am jucat nici când erau nici când erau golf carturi, nici de astea. Ok, voi da skip la partea asta de început, sincer, că n-are niciun sens, aștept. Că știm deja cu toții că o să se prăbușească gen... Păi, vreau să văd dacă s-a schimbat ceva. Bă, nu s-a schimbat nimic. Singurul cutscene este... De fapt... Oh, ba, 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 s-a băgat. What? Ok. Da, așa că nu, nu, e un pic haos încă. Acum, acum o să-ți dau invite. Și nu mai înțeleg nimic, toată lumea salută aici, dacă am putea salut. Să ne salutăm toți între noi. Salut, Rafaele! O mie ceva de oameni să ne salutăm toți. Salut, Rafaele! Oh my god, cu saluturi. Ai, Rafael, ia să vedem. Manage, cum îți dau invite? Stai un pic că sunt full offline, full hidden, full private info, full... Cum îți dădeam invite, că nu mai știu? Trebuia din party, nu? Da, 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 da. Oh, am dat pe survival, așa este. Aveți și voi dreptatea voastră. Da, trebuie să refac harta, gen. Multiplayer, host, new game, normal. Serverul este de friends only, on. Serverul este doar de 2 și o să se numească, o să-l pun aici pe mare să nu ne găsească nimeni. Îi voi da start, îi voi da invite lui Ai Rafael.
Yes. Ia vezi, ți-am dat... Bă, ce aia, mă? Invite friends. Ai primit invite? Am invite friends. Deci am primit invite de la Cap de Gogoașă. Tu ești? Da. Cap de Gogoașă. Așa este, ai Rafael. Eu sunt Cap de Gogoașă. Ce se întâmplă, mă, cu Capul mă, de Gogoașă? Ce? Okay. Bun. Hai să vedem, ia, join. Join, start. Hai, let's go. Hai să vedem. Nu, pune microfonul pe... Eu i-am pus puștul toc, gen, nu. Ah, okay. Nu, la mine nu există. Hai să vedem. Eu nu mai știu nimic. Nici eu, hai nici Rafael, vedem. Nu mai cunoaștem absolut nimic. Că avem jocul pe mute. Eu nu voi da... eu nu voi da skip la ăsta. Ne vom uita împreună și vom comenta live în direct pe acest podcast. Ok, ok, stai bă, cât apăs butoane, fac chestii, nu mai înțeleg ce se întâmplă. Dai start, dai start. Este start deja. Eu nu mă nimic. O să-ți pornească, știi, imediat. Eu m-am pus în șter monitorul, gen. Că aveam niște urme de GTPL. O să-ți pornească, știe, intro-ul. Mie mi-a pornit deja, pentru că probabil trebuie să-mi pornească mie prima dată. Okay, e okay, până okay. Acum super similar, gen. Bărbă, okay. Ok, nicio problemă. Este extrem de similar ce se întâmplă aici. E clasic. E clasică treaba cu elicopterul. Ne vom uita de la început de tot. Suntem live și eu și Rafa. Nu uitați să apăsați pe butonul de like acolo. E grav rău de tot. Cam aceleași. Eduard Pufton. Mamă, ce degete are. Uite-l pe Kelvin. Salut, Kelvin. Hello, brother. Acum 7 luni. Nu o să găsești pe nimeni în viață aici jos. Ok. Fisheye. Nu ce aș apăsa pe toate butoanele de acolo din față, să fiu sincer. Clasicul Kelvin. Vreau să încerc dacă se aude bine. Vreți mai tare jocul? Că l-am dat puțin mai tare. Uite, acum e mai tare puțin. Ok. Nu se întâmplă absolut nimic. Oh, uite, acum se vede fumul de la... de la villageri. Vedeți fumul ăla de la villageri? Interesting. Fumul de la villageri, zis. Ăla fumul de la villageri, îl vezi? L-am văzut până să am trecut de el. Ăla practic este o chestie adăugată nouă acum, gen fumul de la villageri nu se vedea până acum, okay, de la okay, campfire. Okay. All right. Bun, bun. Oh, eu o să deschid o bere blondă. Oh, no way. Bă, cum adică, bro? Bă, tu ai văzut aici că noi putem să vedem exact pe laptopul ăsta că Virginia Pafton, adică, bine, practic, după cum o știm, gagica lui Rafael, nevasta, pentru că eu te-am cununat cu ea, gen, este pierdută de 31 de săptămâni. Gen, are 57 de chile, are ochii gri, este studentă, are 20 de ani și are 1,62 m. Da. Virginia Pafton. Da. Sau cum o mai cheamă, Virginia Țacălie, după cum o știm. Ok, hai mă, închide laptopul. Țacălie. Bun. Fight. Demons. Bun. Trebuie să închizi laptopul, gen. Că eu stăteam și mă uitam la laptopul în continuu. Și eu mă uitam la laptopul în continuu. Da, da, am un pico, pico în gol. Fight. Ține-te bine, Rafaele. Că picăm în gol. Eu încă n-am picat, nu știu ce elicopter pici tu. Eu pic cu ăla din spate, gen. Eu sunt bine rău, gen. Suntem full morți. Ah, ok. O să ne facă bulgare de zăpadă. No way. Bă. Bă, cred că suntem într-o zonă în care nu prea mai fost până acum. Da, când pici, pici random. Da, exact. Holy. Da, abia se aude, mă, ce se întâmplă? Te trebuie dat un pic la ia. Ăsta nu era, da, uite, vezi, ăsta nu era până acum. Cum
fost în la zăpadă, da, asta era... Ăsta cu pistolul, nu? Da, și o să-l vezi pe domnul cu pistolul ăla, ăsta nu era până acum. Nu, fii atent că e voice acting, înainte nu era. Da, așa este. Omul ferește. Suntem la zăpadă. O să facem un... om de zăpadă împreună. Nu se aude aproape deloc, forță. Uite-l pe Rafael lângă mine! Mamă, ce chelios ești! Da? Da! Mamă, ce cap de strudel ai! Alright, alright, alright. Alrighty! Ok, deci de pe... Prea e bine că suntem la zăpadă, cred, sa? Da, că ne e frig, sincer. Pe M sau de pe ce? Eu nu mai țin minte nici o... Ce e bă lumina aia? Mamă, am băutat pe de lângă pește, Rafaele. Uite-te în direcția asta, eu nu văd nimic, zici că e Dumnezeu. Ce mai a fost bine, la mine e totul perfect. Bă, vino să-l verificăm pe Kelvin, să vedem ce face, că se scocoară pe jos aici. Bă! Nu-i pasă lui Rafael de Kelvin, real. Mi-a zis că nu. La mine e prea bright să nu știu ce are. Hai bă, scoală. Scoală băi, țahlie. Jean cravată. Sus. Uite ce-l mângâie Rafael, ești bine fratelo? Și acum îi bagă două palme. Nu aude, Rafaele. I-am băgat mâna prin gât, forță, ce trebuie. Doamne, ești doctor, gen, vrei să-l faci să vomite? Nu vede, dar n-aude. Holy, ce priveliște avem! Follow me. Ok, nu mai țin minte absolut nimic, zic sincer, gen, real, nu mai țin minte nimic. Da, trebuie să-mi dau societatea puțin mai mic, țin mai mică, că e cam grav. Culegem și noi tot ce se poate culege. 20. Hai că știu pus treaba. Da, mă, dar suntem prea așa. S-a băgat direct Rafael să ciordească tot. Full. Full direct așa, deci. A, uite-mă, acum se vede mai bine, dar nu-mi place aici la zăpadă, ce mă trezăm aici? Bă, ideea este că noi trebuie să deschidem Okay. Cum deschideam GPS-ul, că nu mai țin minte. Te aud în joc full. Trebuie să oprești ăla. Gata, am oprit. Pe R aprindem radio, gen, cred. Te explicăm cum schimb. Ce? Mamă, cum te aud pe tine? Bă, oprește drumul, nu te aud. Salut, mă, frate, te rog frumos, oprește asta. Ok, hai să coborăm de aici, că e fructul. Vezi că o să pici, vezi că o să ții slide, o să ții slide și o să murim, gen. No, no, no. Ah, ok, bun, ai și dreptate. Emergency pack location. Bun, problema este că trebuie prima dată să deschidem emergency pack-ul, unde avem toate chestiile necesare. Apeși I, domnule Rafael, și vei deschide acel emergency pack. Trebuie să apăs tab și ce să fac? Unde e emergency pack? A, ăsta, da. I, da, ăla, da. Eu am pe tab, cred că l-am schimbat eu. Bă, și eu aș vrea să mi-l pun pe tab, să fiu sincer. În loc de trebuie. Mi-aș pune pe tab, așa este. O, așa cu lumină, perfect, da. Zice că n-am luat pistol, trebuie să luăm un pistol de acolo? Aveam un pistol sus? Nu cred, sincer îți zic. Eu chiar nu cred că aveam pistol. Ne-au trăit la băieții? 100%. Ok. Ok, eu o să vreau să iau un copac. Mai jos. Dacă ții minte, noi n-avem... Ah, ba nu, avem pe telefon. Dar nu putem să dăm harta mai mare decât din telefon, vedeam? Ba da, doar din telefon îl vede, așa e. Bă, Rafael, ai grijă că o să pici un copac și o să vină full direct spre tine cu 600 la oră. Da, explică-mi... nu era echipat, mă. Ce? Bun. Stai că nu înțeleg astea, deci... Moment, dau Rafael cu ăla în cap. Nu tot timpul de pe... Unelte, deci vă țin doar în mână doar toporul ăsta. Da. Nu, fii atent. Dacă ți-a aduce aminte, tu trebuia să te duci pe tab. Ascultă o secundă. Te duci pe tab și... Ultimul update pe care noi l-am prins, dacă ți-o aminte, era când puteai să bindui unelte pe 1, 2 și 3. Deci e super simplu. O să facem așa.
Ai dreptate, da. Te duci pe el, ții hover și apeși 1, 2 sau 3. Eu mi-am pus, spre exemplu, GPS-ul pe 3. Gen... Și cum ascund GPS-ul, e întrebarea? Mă, întrebare extrem de bună, să fiu sincer. Că nu vreau să stau cu ăsta în mână, mi se pare porcărie. Am deschis o carte acum, gen... knife. 2, 3. Okay. Bă, chiar nu mai știu cum se oprește GPS-ul. O! C. Am apăsat O și mi-a scos lanterna. Bă, a, nu, L, da, 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 gata. Perfect, 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 perfect. A venit Andrista să joace niște Roblox. Doar pilă. Ce-i învârți, fratelo? Uite o brichetă. Follow me. Bun. Vedeți dacă hai se joacă... Hai drumul la ce trebuie. Păi ok, și ce vrei să-i dăm? La ce vrei să-i dăm drumul? Păi, prima și prima oară... Nu, hai să mergem în cave-ul ăsta de sus, că noi am ratat cave-ul care era literalmente lângă noi. Nu? Au ordine cave-urile. Așa e, da. Tu crezi că eu mai țin minte cum erau? Prima oară trebuie să luăm bețe. Ce? Și să putem să dăm skip la noapte. Hia, hia. Luăm niște pietre frumos. Ok, deci, nu cred că are sens să ne chinuim să facem bază, adică nu știu ce să zic. Ce ne interesează e să mergem prin toate pe-off, să vedem contentul nou. Ok, păi hai atunci vină în partea asta. Da, e direct full nord, hai să vedem. În peșteră nu știu dacă suntem ready, dar hai să intrăm puțin așa să vedem ce e. Păi măcar. Eu cred că asta este o peșteră... Bă, stai, prima oară cred că trebuie să ne luăm niște mâncare, dacă mă înțelegi ce zic. Trebuie neapărat să mâncăm, pentru că nu avem HP, observi? Corect, corect. Eu am un inventar ceva, parcă. Mă întreabă oamenii ce tot face Rafa cu live-ul ăla. Ce fac cu el? Nu știu. E supărat aici un băiat și zice, ce faci rău pe el? Nu știu, mă joc ce fac, n-ai nimic. Joc. Deci nu mai avem niciun bandaj și mi-aduc aminte că aveam bandaje și chestii gen. Ok, nu mi-aduc aminte ce se întâmplă, dar dă-i bătaia așa. Bă, avem o problemă. Ia zi. Nu mai avem voie să mâncăm chestii. Ba da, cum să nu? Nu, uite-te, eu mâncam chestii și mie mi-a crescut o bară verde pe lângă HP. Păi cred că, da, nu... Cred că trebuie să le gătim, gen. Umpli bara aia și apoi, nu, cred că umpli bara aia și apoi îți crește HP-ul. Nu cred eu, aia apare bara de toxicitate, sincer zic. What? Eu așa cred. Nu știu, hai să vedem ce se... Ai mâncat ceva ce nu era bun. Da, uite, vezi și abonați-mi, zic. Am mâncat ceva ce nu era bun. Ok. Hai să intrăm în peștera asta aici cu dânsul. Direct. Da, uite mă, uite. Chestiile astea de au când apeși E pe ele, dacă sunt cu roșu. Da. Sunt gunoi. Nu se mănâncă așa ceva. Da? Da. Da, uite, asta e prima peșteră în care trebuie să intrăm, exact. Hai să luăm slingshot-ul de pe el. Slingshot collected. No way, și îmi trebuie niște pietre. Ai luat slingshot-ul? Ce zici, Ofele? Hai să dăm unul pe unul dacă ești tare. Ok, bun, așteaptă. Gen, te sper dacă vin cu piatra asta după noi. Ce faci cu piatra aia, gen? Gen... O arunc și eu, gen. Stai puțin, că vreau să mai iau niște pietre de-astea micuțe ca să pot să trag cu ele în caz de orice. Ce s-o auzi, mă? Bun, hai să intrăm aici în peșteră, dă-l încolo, hai să vedem. Iar mă speriam încă ce-și pe bătă ta, mamă, doamne, băgă-mi aici picioarele că mi-au sărit lilieci în față. Deci, Forsen, tot live-ul s-a plâns și a zis că vrea să dea review negativ, că s-aud prea tare lilieci, tot jocul o să aud așa. Vreau să știu de ce m-a speriat Lilia acum. De ce? Hai, pur și simplu, primul. Gen? Păi ce să intru eu primul? Intri primul, gen. Bro, de ce mă bagi pe mine la înaintare? Bă, ce prieten de treabă. Nu știu dacă intrăm full, ne uităm doar așa ce se întâmplă și ieșim dacă nu... Am dat drumul la ăsta. Doamne, de ce nu mai pot? M-au speriat niște lilieci. Țin minte ăsta. Da, peste asta... Nu, trebuie să ne ducem pe supra. Jos. Nu, trebuie să mergem pe jos, că n-avem cum să o luăm, asta era doar invers. Da, pe partea cealaltă știu că trebuia să ne ducem, dacă nu mă înșel. Când era, mă? Bă, dar ce m-au speriat aia. De ce aici nu cred că e nimic nou?
Aici doar ajungi din partea cealaltă. Păi nu, pentru zipline, dacă îți aduci aminte, noi aveam nevoie de o chestie pe care o găseam mai pe la sfârșit, chiar gen. Îți aduci aminte? Îți aduci aminte? Peștera asta nu e bună de nimic. Peștera asta cred că o să ne trebuiască după chestia aia. Sau nevoie de grappler posibil, avem. Posibil, posibil. Bun, Lilieci 1, Zasami 0. Bun. Hai să vedem și noi, distrugem un copac să văd și-o cum cade. Dai, 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 dai. Trebuie să ne upgradăm toporul, drujbă, ce mai luăm? Da, full. Ia. Mamă! Păi și ce să facem cu ăsta, că n-avem ce să facem cu el. Noi n-avem nevoie de lemne, Rafaele, că noi nu ne facem bază. Da, noi acum vrem să vedem povestea. Cum cade așa frumos. Uite aici, ia fi adem. Ia uite-o. Bine, bă! S-a picat tot în cap. Se sparge, bă, ok. Deci jocul nu mai e în early access, e jocul full, the real deal. Da, așa este. S-a mișcat destul de repede. Hai că s-au mișcat destul de repede. Da, l-au rupt jocul în două, sincer zic. Mamă, e gravă, e gravă, e gravă, nu te uita pe copac sus. Doamne. Eu mă bătă în buca goală. Uita, e copacul de sub el. Dă-te mai jos! Lii! Dar e praștia, e întrebarea. Praștia este în partea... O văd, o văd, e în case. În suitcase. Ok, o voi unde pune pe... Unde ăla? Deci pe unul am ăla și pe ăla iau doi. Nu știu. Zăsă-mi unde a plecat ăla. N-am nicio idee, l-am speriat. Bun. Doamne, uite căprioara. Okay. Prind-o! Păi ce vrei să fac cu căprioara? Păi să mâncăm. Păi de o ce? Gătim. Ce trebuie ai cu căprioara acum? Hai să mergem la următoarea peșteră. Nu, 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 îi dau full chase. Nu mergi. A trecut prin copac. Early access gen. Eu zic să mergem la peștera de acolo de sus, de lângă elicopter. Tu realizezi că alerg mai repede decât căprioara, sunt insane. Păi tu ești panter în viața reală, ai uitat? Dai, 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 dai. A, bă, frate, nu moare. Nu, mă, Rafael, unde e? Deci am cuțitat-o, dar am rupt-o, uite-o, aia. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Opa, aia. Am omorât-o cu praștia. Bine, fratelo. Dă-i, mă, Rafaele, cu praștia. Bă, Rafaele, ți-am băgat din greșeală cuțitul în spate. Doamne. Huge. Okay. Ok, mai ții tu minte, că eu nu mai țin minte. Făceam focul, deci luam bățul. Da, puneam un băț pe jos. Ne-am băț pe jos. Și pleacă focul. Cu frunza frumos. Bun, și iau carnea. Dar nu vreau să-i dau eat. Aha. Hai că te-ndrumul la ce trebuie. Doamne, ce se întâmplă cu jocul ăsta? Deci nu mai poți să te cați ridealurile și astea, e foarte ciudat ce se întâmplă. De ce? Nu mai poți să te cați, pici cumva, gen, e foarte se ciudat. Se mine, ai plecat? Că s-a făcut de mâncare. Eu mă duc către elicopter, gen. În partea asta trebuie să vii și tu, Rafaele. Full don chiar, adică. Nu, mergem la, la ăsta. Bă, ăsta vrei să mănânce carnea. Cine? Canibalul? Mine cu pietre, da, da. Doamne, îi fură carnea lui Rafael. Vreau să mă duc la la graphics, la display, că nu prea îmi place cum se vede, zic sincer. Dau totul full. Eu mănânc pastramă. Bă, da, cred că se vede mai bine așa totul alb. Da, mă, da. Pastramă? Bun, 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 bun. Hai să vedem unde vrează Sammy să mergem. Uite, eu zic la... Avem un ăsta move aici în față, la păi nord. Și noi practic, ca să înțelegi, noi, pe noi ne-a dat la elicopter, da? Da. Nu trebuia să ne ducem primă oară la cea mai apropiată peșteră de noi? Logic ar fi fost? Care e exact lângă? Acum dacă bine, hai acolo dacă tu vrei. Da, hai acolo. Trebuie să urcăm la peștera aia. Eu voiam la peștera asta aproape de noi, că probabil e o chestie care ne dă, nu știu, ne dă un pistol ceva la început. Cred că 100% ne dă o chestie care probabil te ajută. Nu, 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 fii atent. Tu când pici cu elicopterul, pici random, deci puteam să picăm în altă parte, știi? Păi da, da, ție îți spawnează peșterile în funcție de cum îți dă ție, gen. Adică peștera asta cu trei țăpuși tot timpul a fost aproape de noi. Dacă ți-o aminte, e prima peșteră pe care tu o iei. Și peșterile în funcție de cum ești tu, cred. Am dreptate, chat?
Nu știu, oricum, aia mergem acolo, vedem ce se întâmplă. Doar că e ca lumea de mers. Peșterile sunt mereu la fel. Ok, bun. Atunci hai înapoi la ăla. Dacă așa zice chat-ul... Poate să fie peșteră bună sau nu prea. Da, nu, nu mai, dar hai la punctul MOV. Ok. Îi dăm direct la punctul VOM. Bă, eu știi ce aș vrea, zic sincer? Eu aș vrea glider. Gen, eu real aș vrea să dăm full rush la glider. Gen, eu vreau să ne plimbăm cu gliderul non-stop. Pur și simplu e cea mai insane chestie. Adică de ce să stau să mă plimbe pe jos când pot să mă ducă gliderul? Păi da, dacă ne urcăm pe munte, când nu o să mai fim pe munte... Sons of the Forest Glider Location. Perfect. Mă, full. Full direct acum am dat. Stai puțin să verific ce face Roblox-ul, că gen eu sunt pe Roblox, ce zic. What? Eu mă joc Roblox acum. Ești pe Robloxian, tău. Da. Bă, deci noi practic trebuie să descoperim toate zonele, să obținem itemele. Cam asta încercăm noi să facem. Mă, pe aici și e undeva din peșteră, ții minte. Salut, zice Sami. Ok. Ce se întâmplă, mă? Mamă, de Sami! Sper că n-a văzut nimeni ce-i scris. Bă, n-a văzut literalmente nimeni ce... N-a văzut nimeni ce-am scris acolo, zic sincer. Hai de Rafaeli! Vreau să înceapă o muzică de-aia gravă rău de tot. Bă, dar vezi că e puțin departe unde e ăla. E harta mare. Mamă! Bă, da, chiar e harta mare. Bine un glider. Bă, Adi 10. Toporul, armele. Ia caută și tu repede. No way. Caută și tu repede careva de pe chat unde este gliderul în Sons of the Forest Update 1.0. Pentru că trebuie să mergem direct acolo. Adică noi nu stăm cu prostii și cu dalea. Trebuie să trecem prin toate checkpoint-urile și de blocăm itemele. S-au băgat mașini în joc? Am văzut, abia aștept. Unde e mașina? Nu știu, golf cartul ăla noi nu l-am prins. Unde e mașina, chat? Bă, ce? O să mor. Vreau un pic. Doamne! Bă! Ce se întâmplă? Ce-i cu porcăria asta? Nu mai poți să te urci? Undeva pe o coastă. Pe coasta lui Adam și Eva. Ce ai, bă? Bat vecinii în țavă. Eu dacă o să pic de aici și mi-au full slide, știi ce o să se întâmple? Full mor. Ia vezi că sunt pe aproape. Oh, no way. Oh. Deci gliderul și mașina trebuie să o găsim noi. Vin, Rafaele, vin. Cu 600 la oră sunt lângă tine. Ram, pam, 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 tam. Acum vin și eu, te văd, gen. Ia să vedem. E pe muntele cu zăpadă gliderul, deci înseamnă că ne-a dat destul de bine, sincer. Dacă e aceeași locație, probabil că mi-aduc aminte de ea. Ce se întâmplă, mă? A, uite-l, mă, pe ăla, ha, țin minte. N-am niciun medicament, frate. Ai tu vreun medicament, Rafaele? Da. Dă-mi și mie unul. Aici parcă găseai unul de era atârnat, corect? Da, da. Așa este. Aștept să vii și tu. Păi aici sus trebuie să vii. Nu. A căzut. A căzut ăla jos? Da. Petrișor. No way. Am mâncat tot de asta. Am băut o sticlă de vin, sunt full beat. Hai zăs, vino aici că am luat lanternă, am luat tot ce trebuie. Stai bro, că nu știu cum să cobor. Uite, hai cobor pe aici. S-aude, zici că se întâmplă lucruri. Eu n-aud literalmente nimic. A, ba, gata. Uit căștile. Ba, e bine. Lanternă, vodka bottle. Bun, deci avem oficial lanterna. Bă, Rafaele, cred că trebuie să mergi la un control la ochi. Ok. Eu sunt curios dacă ne-a dispărut de pe hartă. Avem un simbol portocaliu, știi tu ce e? Bă, nu mi-aduc aminte de simbolul acela portocaliu. Doar mergi direct la el, așa este. Inspectăm tot de pe hartă. Tot capitoare. Sunt 3-4 locații de glider la fel și de mașini. Este absolut perfect ceea ce mi-aud urechile, sincer, să fiu. Mă, repede, harta cu toate locațiile.
Da. Dacă întrebi cineva pe Discord, primește 573 de lei Revolut în momentul ăsta. Mă, 3 ani moderator. 3 ani moderator? 7. Ok. Da. Bun. Ai luat vodka? E deja băută, bro. Da, da, bă, am vodka. Stai că îmi zice cineva că te auzi prea încet. Perfect. Vrei să grumazim? What? Să băgăm la grumaz? Niște vodka. Bără, răfuielii. Cumva, mai mănânci vodka aia cumva? Mamă! Păi stai, dau la ala cu bucile goale dacă mai vine. Ce faci? Nu mai zic la doua oră. Ok, nu mai întreb a doua oră. Eu vreau Sania, Rafaele. Ceea ce-mi doresc eu este o Sanie. Holy, cred că știu de ce vrei Sania. Bă, vreau Sania să ne dăm în zăpadă. Eu cred că tot chat-ul știe de ce vreau o Sanie. Mamă, e mașina lângă noi! Mașina lângă noi? E mașina lângă noi, oficial. E insane ce se întâmplă. Nu pot să cred asta, sincer. Dacă avem nevoie de benzină, ultimul gunoi. Deci am dat alt F4 și ne jucăm Roblox dacă e nevoie de benzină. Bro, eu chiar acum mă joc Roblox. Mașina e aia cu de pâlpâi albastru? Da. Doamne! Deci, dă-te Rafaele varianta cu mașina. Dă-te Rafaele. Bă, dar tu n-ai voie să conduci, că ai băut vodcă. Nu, n-am băut. Vreau că eu dau aluia. A, ok. Bă, te las să conduci tu că eu sunt mangă. Ok. Și uite-te harta. Cum dăm zoom pe hartă? Scroll. Apeși pe scroll. Aaaa. Doamne, Rafaele, ai uitat basic-urile? No way! Fii atent, o să trească să ne șocăm puțin și să ne uimim grav rău de tot. Să se pregătesc reacția. Bă, what? Uite mașina! The Forest 6, mașina 2024! Holy! M-a prins viață! Mamă, bă, fuge mașina de noi! Ia badabadu! Bă! Hai să vedem eu. Ce se întâmplă, mă? Next track! Te urcă cu mine? Da, sunt în spate, fratele, tu mă conduci pe mine. De ce nu poți să te văd? Pentru că eu stau în spate, dă-te jos să vezi unde stau. Ai și GPS pe hartă. Păi eu, uite-te, dă-te jos să mă vezi unde stau. Am pic să ieșim de aici. Mi-ai rupt genunchiul. Dar tu nu-l aștepți pe Kevin să se urce și el. Lasă-l să vină pe jos. Să facă cardio full. Oamne, ce se întâmplă, mă, cu mașina asta? E insane, nu cape. Da, gen. A zis Rafael că n-a băut vodka, dar uitați-vă cum conduce, gen. Până acum a lovit toți copacii. Sar cu ea în râu dacă mă mai superizez. Bă, te rog, nu sări în râu. Ce-i la punctul ăsta? Am murit. Am ajuns. Voltul dumneavoastră a sosit. Next Voltul track. Mă, e muzică, stai așa. Puffton refuses to acknowledge. Bă, vreau să citesc. Dar am primit mesajul ăsta de la Gordon Ramsay. Puffton refuses to acknowledge what this place is. Mă, tu ce faci acolo? Nu știu, să mă dau jos. Apațin, apăsa G. Gata. Ce părere ai despre acest life hack? Mamă, e insane ce se întâmplă să... Deci... Garden. Often nu recunoaște ce e locul ăsta. Bă, vreau să intri tu primul. Intru, dar să colectăm tot. Nu mai nimic. Tu intri primul. Tot. Vreau... Okay. Am 3 sticle de vodka. Mă, deci fii atent. Avem o problemă. Vreau neapărat niște... niște i-am medicamente. Peșteră, nu știu să zic. GPS mamă, trec ce e aici? No way că s-a băgat direct gen. Nu cred. Trebuie cum să fii să vezi. Direct? Oh my god, 2 la 1 litru. Sparge cutiile. Ok, o să iau acest ăsta. Bă, dacă găsești medicamente, o să doresc și eu câteva. Bă, eu zic sincer, mie nu-mi place lanterna asta, zic sincer. Pa, e tare. E full gunoi lanterna asta. Nu, este așa că nu, mie nu-mi place. Și vreau asta. Glider mi-era tu. Oh, uite mi asta, îmi place lanterna asta. Îi craftăm, cred. Ia vine. Ce glider? Unde ești, mă? A, mai în față ești. Capăt. În capătul tunelului. Ia vezi, e rețeta de glider? Blueprint collected. Ok. Da.
Nu! Nu știi ce e ăsta? Nu? Știi ce e ăsta? No way, dacă zic nu mă crezi. Ăsta e launchpad din Fortnite. Ah, ok, bare să dacă stai să te gândești. Bă, cât de OP! Ăsta e launchpad, ne trebuie 14 loguri, 14 bețe, 4 ață, 4 broaște țestoasă. Ia bagă-te la volan. Ah, de-aia nu te vedem, că erai în spate tu. Păi da mă, fratelo, vrei să conduc eu? Da, ia dă-i. Eu mai eram puțin aici în peșteră, voiam să verific dacă chiar s-a luat tot, ceea ce chiar nu s-a luat tot, să fiu sincer. Bă, da, eu nu mi-aduc aminte să fie așa de seamless intrarea în peșteră, că ai aveai loading screen. Ia să vedem, ia să conducem. Uuu, treci sus, fratelo. Mergem la următorul punct? Bă, dă-i așa oricum o să trească să ne culcăm. Să ne culcăm? Păi să ne facem tuneric. Și e moartea reală. 2-2, bă! Ok, am făcut accident. Nu te cred. A, de-aia mă făceam accident, că eu mă uitam la... Bă, eu cred că merge să trecem cu asta prin apă. What? Da, man, e mașină electrică, nu-ți pasă de așa ceva. Bro, avem o problemă, am călcat pe un lemn și ne-a... Urcă. Bă, nu sări pe ea! Are panouri solare. Păi da! Ești sus? Da. Ok, bun, hai să... Bă, dar unde mergem noi, întrebarea? La celălalt punct mov. Ne trebuia o lopată. Mergem la ăla cu rechinul, la plajă, ok. La ăla cu rechinul? Eu nu mi-aduc aminte. Da, e un rechin în față. Bă, eu știi că urăză rechinii? Nu, hai să ne culcăm mai bine. Bă, da, ești dreptate. Bun, cum făceam noi un shelter de la că nu mai țin minte? Cu... Ne trebuia o prelată de aia mare, îți aduce aminte? O prelată de aia mare ne trebuia. Ai prelată? Da, e gata, patul. Nu te cred. Gata. Zânceat. Yay! Și bagă și un save. Și un save, am apăsat. Și cum îi dau dismantle, e întrebarea. 24 martie 2023, ultima salvare. Eu o păstrez pe asta să știi că nu vreau să... 24 martie. Doamne, câte salvări avem, holy. Știi câte salvări avem? Câte? 42 din 30. 42 din 30? Sună legit. Mamă, 24 februarie. Bă, real? Am salvări din 24 februarie. Vreau să-mi zici cum luăm cârpa asta. Cine a venit? Mamă, Sami, nu te uita! Trebuie să ne ducem la ea, parcă, sau? Așa e, trebuie să facem pe aroganții cu ea. Da, mă, nu... ascunde tot! Iubita! Mamă! Primarul o să fugă, parcă. Mamă, ce știu, abonați în chat. Măi, fii atent, stai puțin, stai, așteaptă puțin. Că acum trebuie să facem pe vrăjală cu ea. Vezi, a fugit prima oară de noi. A fugit prima oară, bro, crede-mă, gen, așa se întâmplă. Hai să călcăm cu mașina. Bă, nu, bă! Hai să o călcăm cu mașina. Bun, hai, lasă-mă bine să conduc. Nu mă, frate, hai că mor și eu cu tine aici la volan. What? Mă stuci în față? Ok, hai să bag melodia ta favorită. Stai. Bagă melodia mea preferată. Stai că nu avem semnal. Doamne, ce faci, mă, Rafaele? Du-mă și pe mine la un râu să mă scald gâtul. Acum fii atent, îți arăt ceva mișto rău de tot. Deci fii atent. Dacă tu faci ceea ce cred eu că o să faci, ești tare rău de tot. N-aud literalmente nimic. Dacă ești tare, o bagi în râu. Asta zic. Let's go. Mamă, bă, avem frate. O problemă. N-avem nicio problemă, crede-mă. Problemele nu există în jocul ăsta, ia uite-l. Full plută. Full plută, bă, ce se întâmplă, bă? Bă! Mamă, ce mai... M-a urcat direct în ea. Uite cum sare! Urcă! Gata. Așa! Prrrr! Kevine! Kevin, dă-te, bă! Dă-te, mă! Vin, Rafaele! Prrrr! Are nicio treabă, prăcut. Mamă, s-au dat bateriile, Rafaele! Bagă niște Duracell! Mamă, nici... M-a dat jos afară din ăsta. What?
M-a dat jos afară, cred că probabil eram în apă prea adâncă. De ce se aude așa încet radio-ul? Maestră, iar m-a dat afară. Bă, mă dă afară. Holy, primii oameni care conduc o mașină. Ce? Mamă, vezi că ne e sete, nu mai știu cum bem apă. Te apropii de ăsta așa pe și... Bă, dar de ce te-ai dat jos din mașină? Am ajuns. Păi nu ai ajuns. Ba, bă. Ok, Rafael. Îndreptat, le bem de aici. De la râu, how about meow? Și prrrr, ia uita-mă. Uita-mă. Full drifturi. Bă, s-a uitat că trebuie să și mâncăm. Man, nu e nicio problemă, Rafael. Uite-te la mine, uite-te la mine. Fac drifturi pe zăpadă în parcare. Mamă! Am făcut accident. Bun, vreau să beau și niște apă. Clasic de altfel. Așa. Vreau să văd dacă ne îmbolnăvim când bem apă de aici. Da, te îmbolnăvești. Ai văzut să apare porcărie verde. Gătim. What? Nu! Ce? Bă, nu peste campfire, că gătesc aici. Lasă-mă să explodeze mașina. Mută taraba asta. Ia uite-o. Da, a zis să mi-a luat foc. Nicio problemă, că s-ar feș. Am făcut bomba. E gata mâncarea. Salut, Kevin. Mi-ai făcut și mie? Da, mă, ce prieten real, mamă, Rafaele. Mamă. Get sticks, rocks, fish. Fii atent, fish and give it to me. Du-te și adu niște pește. I wanna give it to you, I wanna give it to me. Bun, hai să mergem la punctul ăla noi. Da, 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 așa este. Full rechini. Uite, ram, fumul, ram, vezi? Pam. Bă, da, 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 așa e, acolo în dreapta, nu? Da. Așa este. Mai ții minte data trecută cât ne-am speriat când au fost rechinii, genă? Și tu ai sărit full direction. Full directorul la banană. Data trecută noi aici am avut prima noastră bază, mamă, ce amintiri. Eu n-am cum să uit, fii atent, vino puțin, vreau să ne depanăm o secundă amintiri. Eu stăteam aici exact așa și a venit aici Virginia și te-a pupat, Rafaele. Nu am cum să uit, uite exact aici era. Full shorts-ul ăla când... Mamă, a fost insane, sincer. N-am cum să uit. Da, exact. Da, 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 așa e. A fost tare rău de tot. Hai să continuăm aici să ne ducem la... Corect. Să nu uităm de unde și ce se întâmplă. Bă, aici era un radio, dacă mi-aduc aminte bine. Parcă era un radio și erau niște chestii pe lângă. Poate și găsim niște sticluțe de apă. Dacă fii atent, ia stai puțin, dacă vrei, am un de-asta, am un energy drink, vrei să-ți dau? Să bei? Sau bei o vodka? Ok. Asta e, vodka, chiar n-ai cum să bei, gen. Sunt ok-ish. Cum o să nu vine, zic că fur repede tot. No way, man, că fură literalmente tot. Nu mai rămâne nimic. Bro, uite-te și tu, am ciortit tot, nici am mai apucat. Cat, full tot am furat, uite. Doamne. Ia stai să vedem, mai merge asta așa? Da. Se pare că merge. Bătaie de joc by The Studios. Doamne! Da. Da, gen. No, man, face parte din joc ăsta, așa era povestea. Da. Bă, dar cum ne-a băgat sub apă? What? No, man, e bine unde suntem. Da. Nu, Rafaele, stai liniștit că... Trebuia să ne aduci și noi aminte puțin cum e. Știi ce zic? Ce se întâmplă când mori? Tu. Și uite-te și tu cât de aproape am fost, adică nici n-ai de ce să te superi. Real. Să vedem cum ne refacem viața acum. Păi eu am mai multă viață decât aveam înainte acum. Eu aveam full. Doamne. Ia să vedem, avem? Da. Bun.
Ideea este că au făcut o schimbare la joc și acum gen nu se mai nu se mai respawnează niciodată looturile. Ok. Niciodată nu se mai respawnează looturile. Trebuie custom mod ca să respawneze looturile acum. Dacă era achievement gen să termin jocul fără să nu mor niciodată și noi am murit acum. Da. Ne-a bubuit zăs. Mi-am bătut joc. Bă, ok, hai să notăm până acolo. Hai să vedem. Doar că o să vină rechinii, scafandrii. Ca să ne refacem HP-ul trebuie să găsim pilule de-alea gen. Vezi că tu ai în descriere Minecraft Trial. Minecraft Trial? Ce-i aia? Ce? Da. Era pistol pe barcă? Ok, avem un pește mare rodă tot lângă. O să mă uit acum, imediat o secundă. Când ajungem aici pe această barcă. Bun. Ce Minecraft trial, man. A game mai. Să mor și eu. Ce se întâmplă, mă, intră apa aici. Bun. Am avem pistol. No way! Utrechinu. Mamă, cât e ăsta? Holy. A, uite, eu pot să-ți dau ție chestii gen. Dar nu o să-ți dau nimic gen. Oh, cred că nu trebuie să fac asta. Mamă, săracu, man. Așa. Bă, mă duc. Și aici. În caz că mă mănâncă rechinul. Mă mănâncă doar pe mine. Mă mănâncă doar pe mine, Ramaele. Bă, chiar mă mănâncă rechinul. General, vrei să zic chiar mă mănâncă rechinul, gen m-am mușcat literalmente de fund. No way că am scăpat. Dacă îl mănâncă pe Rafael acum full rechinul, gen. Are, bă? Rip the Sami 2024? Nu, no, full respect. Ce se relaxează asta aici? N-a fost niciun rechin nimic? Ba da, m-am mușcat de fund. Nu, no, nu cred. Ba, nu glumesc, acum chiar m-am mușcat gen. Rechinul. Păi, nu, că e la fund gen. Prima oară a dat 2-3 darea gen, 2-3 ture. A, bă, mă duc să iau repede broaște testoase să ne facem launchpad. Ok, ok, ok. Bă, aruncă-mă! Nu vine niciun rechin. De că l-ai luat tu. Nu! Bun. Bă, dă broască testoasă! Așa, așa, așa. Ne trebuie 4 carapace, parcă, corect? Dacă zic bine. 4 carapace. 4 carapace și restul cred că sunt super ușoare de făcut rost. A venit rechinul după tine? Nu, n-a fost nicio rechin. Ok. Ce stoasă! Oh, uite, a lăsat ouă! Aurica! Îl rașchetăm, full! Vine și să vezi cum a lăsat broasca să-ți stoasă ouă. Mamă, nu cred că lăsa ouă până acum, carne nu? De broască! Mișto. Păi uite, și-am luat carapace? Da, am două până acum. Mamă, în cap de căprioară. Air tank, ok. Tactical jacket, ok. Mamă, uite-l pe Rafael. Radio, ok.
What's up, bro? Salut, Rafael. De ce se aude așa încet radio? Nu știu, cred că e ceva în setăria, să vedem audio. Eu mă uitam la Force și l-avea la blană. Gen, nu există. Aici se aude foarte încet. Nu se aude. Da, nu se aude, pur și simplu. Da, că aș vedea foarte încet. Sau ce-i asta? Pescărușu! Am spart un pescăruș. Ne trebuie niște apă. Voi băga o doză. De fapt, cred că o să bag această așa. Bum, și acum okay, voi bot. Băga și bum. Și acum nu trebuie să mai mor. Eu n-o văd. Carapacea cred că este. Oh, what? Am oală? Ah, o văd, o văd. În dreapta de tot. Câte ai? Eu am două turtle shell. Una, una. Turtle shell. Bun, mai trebuie încă una. Încă un turtle shell. Și trebuie să-ți găsim și ție o pilulă să te faci full AP-ul. Bun, și ne interesează pe noi să mergem la celălalt punct, corect? Da. Mă duc să aduc mașina, deci, Rafaele. Pe telefon și ăsta din nord. Da. Adu mașina. Exact, 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 da. Și după o să mergem cu mașina la un la un glider location. Nu, nu e SFX volumul la radio, că am încercat, uite, dau drumul. Nu, eu le-am pe toate la maxim. Eu le-am toate full maxim. Uite, acum e bagă muzică și gen. Ba da. Care? O dreptate, abonăție, din SFX. Dar mi se aude marea mai tare ca radio-ul. Și la, la radio cântă. Intră în apa mării și nu cântăm haide de zi împrăjurare. Oare e cu copilul ăsta? Da. Păi, Rafaele. Urcă, prințeso. Am venit să te iau. Sunt în față pe avarii. Urcă, să mergem la vericul. Te fac o șaurma, prințeso? Bă, nu mai pot să ascult la radio. Ba da. Ia-te drumul la radio ăla. Bă, nu vreau radio. Urcă, bă. Stai să căutăm dacă e cu copyright. Stai să vedem. Bă, literalmente îmi pușcă ochii. Doi. Mamă, bubă e sunetul jocului. Este cu copyright, zice cineva pe chat. Ce mă? Deci au scos niște melodii în care nu s-au de nicio voce nimic. S-au de tărăp, tărăp, tărără, tărărăp. Și literalmente e full copyright. In Sons of the Forest, radio music copyrighted. Music copyrighted on YouTube. Stai. Vreau să nu zici. Doamne, full pe noul nostru prieten, ChatGPT. O să mergem direct pe plajă, Rafael. Dăm așa o tură, mergem la golf după. N-a reușit să-mi găsesc exact 100%. Bă, dar ce încet merge mașina asta, mă gândeam și eu că merge mai repede puțin. E full trabant, full gunoi, tomberon, mișcător e mașina asta. Bă, Rafaele, ăștia zic că e o gen developer, zic că sunt ok să folosești muzica în video. Ia să vedem dacă avem ceva de lutat aici, ne place să lutăm. Ia uzi. No way că ai luat radio-ul după tine. Bă, uite-l pe ăla acolo. Hai să-i băgăm muzică, să vedem ce se întâmplă. Muzică. Bagă muzică. Fratele, ce zici? Bă, nu-i place muzică. I-am dat la ureche. Îți ar coaja ta. Bun, bagă-i muzică cu mamă, Rafaele, cum te explicit? Îl facem. Eu uite-l, uite-l de pe la spate. Că ne-a plăcut muzica, bagă-l pe foc. Punem aici. Nu, 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 nu. Îl luăm aici cu noi. Că ne dă oase, știi că ne trebuia oasele. Oh, ai dreptate, așa e. Hai să-l băgăm pe direct, foc. Direct, pe foc îl băgăm. Și bag și melodia mea favorită. Gata, uite, l-a luat foc full.
Mai vine unul. Bagă-l și pe ăla. O să plângă, fii atent. Ia fii atent că îi dau trag cu praștia la ureche. Bro. Arditar focul, cum se zice. Arditar freaky. Bro, ce faci ăsta, bă? Deci îi trag cu... Deci fii atent, Rafael, îi trag cu praștia în cap și nu se întâmplă nimic. Stai să-i bag niște muzică. Trebuie să-mi dai respawn, a murit. No way. I-a dat o flashcă, frățiorul. Pe ăsta colectează-l tu, cannot you ask the world. A, perfect. Nu-i le la toate. Așa. Nu mergeți la ăla move că nu aveți lopata. Ai și tu dreptate. Ok. Mergem la glider direct atunci? Niște cărniță. Să mâncăm, dacă știi cum zic. Ce spune carnea? Bă, cum prăjești lângă carnea de canibal? Păi putem să mâncăm și canibalul dacă îl gătim. Da, ok, cred că eu nu o să mănânc așa ceva, zic sincer. Bă, mai vii doi. Bă, lasă, hai băgăm și pe ei. Câți mai băgăm? Câți mai bag, că nu mai suport. Unde erau oasele? Ne trebuie frânghie. Și ce ne trebuie? Fii atent că au venit nevestele lor. Fii atent că mi-a făcut armură. Nu mai știu cum Full îți face. Armură. Acum... Pui oasele, dai click dreapta pe oase. Două frânghie? Cu frânghie și cu duct tape jos. A, și duct tape, ai și tu dreptate. Hai că e mâncarea gata, vine să mănânci. Acum, fratele. Au plecat ăștia. Where? Păi ei au văzut că nu mai ce se întâmplă. Bagă de aici repede că se strică. Să arde gen. Gata. Bun, perfect. Păi hai să... Ai la foc, intră repede în apă. Cum arzi bă în apă? Bă, cum arzi în apă? Bă, hai să-i mai batem și pe ăștia. Vreau să mă să-i bat pe ăștia ca să ne facem armuri. Păi e nebun jocul ăsta. What the f... Cum trebuie să sare asta așa? Vino mă încoa! Nu fugi! Nu fugi! Nu fugi de mine! Bun, hai! Okay. Mergem după aceea și ne luăm gliderul, cred că o să fie fun să ne dăm cu gliderul. Ne mai trebuie o broască testoasă ca să fim siguri că mergem cu toate chestiile după noi. Uite-l pe Kelvin, a venit după 400 de ani. Se vede prea tare jocul? Nu. Nu, a zis Sami. Nu. Nu se vede tare. Full nu. Normal că am dreptate, am 300 de ore în joc. Mă, ce? Ok, zi repede. De unde luăm lopata? Zine de unde luăm lopata. Zi Maria repede de unde luăm lopata. Zi repede Maria. Full direct gen. A venit Kevin, direct s-a pus. Ok, Kevin, cred că nu o să-ți placă chiar unde stai. Doamne, s-a pus cu fundul pe capul ăla. Ok, Kevin. Hai să mergem la peștera asta atunci. Ok, îmi trebuie așa, cu așa. Poți să iei tu celelalte oase să-ți faci armură dacă mai ai duct tape. Băi, am plecat cu mașina, te pup, Zeus. No way, bro. Dintr-un cave în nord, ia. Ok. Doamne, cât de buguit e cum arată, cum se conduce. Dai. Sunt prea mulți demoni, vă trebuie costumul de scafandru prima dată. Așa este. Tu vezi când schimb eu asta? Nu. Ok. Bun. Este timpul să căutăm pe internet Sons of the Forest glider location. Shovel location de asemenea. Ne interesează glider location. New hang glider building location of Sons of the Forest. Deci nu mergem la asta, mov de lângă noi. Nu, că n-avem lopată. Nu avem lopată, Rafaele. Bun, este timpul să verificăm. Ia stai puțin. Undeva lângă munte trebuie să ajungem.
Eu nu înțeleg ce faci. Conduc. Vezi ce trafic e? Doamne, bro. Cred că am încălcat un iepure. Dă-i mai în dreapta. Full dreapta în momentul ăsta. Se merge la glider, nu? Sau la shovel prima oară vrei? Nu, hai la peștera asta de lângă să vedem ce e. Ah, ok. Ok. Sons of the Forest shovel location. Am intrat în pânză de pe engine. Nicio problemă. Intră bine rău melodia asta. Pentru... avem nevoie de rope gun și de rebreather pentru lopată. Atunci foarte rău de tot. Cave order. Ok. Tele cave order să le luăm așa părăm frumos. Ai și dreptate. N-am cum să te mint, sincer. Bun, gata, perfect. E literalmente perfect. Am găsit tot jocul. Mamă, aia vreau să aud. Într-un singur list. Literalmente atât. Ia-te căpriora. Mamă! Fui, fugărește-o. Holy shit. O să-ți dau și ție gen asta, acest link, pentru că este ceva insane ce avem aici. Ia stai așa, dă-te jos. De ce? Ia uite aici. Îți place numai ție. No way. Nu mai am loc. Sunt literalmente full. A scos ăla, Rafael. Bun. Prima de pe plajă. Am plecat exact de unde trebuie să... Urcă aici. Stai? Da, mergem bine unde mergem. Aia e prima la care trebuie să mergem. E literalmente perfect. Bine! Da, perfect. Mă duc până la baie repede. Până când te conduci. Dar nu-mi place melodia asta. Dai tu să o las așa, gen. Ia uite. Să vadă exact perfect cum conduce Rafael. Fizzy energy drink. Muddy banana. Eu nu vreau muddy banana. Trebuie să mergem cu mare atenție că e trafic. Aveți ce frumos mergem. Calcă ieprele. Bă, ce frumos ne ducem. Ăsta da joc, aveți pe liber, așa merge. La relax. Prin pădure și în 4K. Asta e deja ale melodia. Îmi aduce aminte de oportunitățile pe care le-am ratat în viață. Și mă face să regret. Mă, ce oportunități ai ratat în viață? Mamă, ce se întâmplă aici, insane? Mă, fratele, te-am auzit pe tine cum mai zis tu că erau oportunități ratate în viață, ce? Trebuie să vezi repede aici, asta, să dai. Și să-mi citești ce scrie. You will find meaning in life again. Vei găsi sensul vieții, auzi. We invite you to 5 free events. Hai să vedem care sunt celelalte. Vreau să-l văd. Ia stai să citesc celelalte, să vede ce scrie pe spate. Ah, respect, nu-mi arăți. I-am dat de respect. Știu cine sunt băieții ăștia, gen. Cine sunt? Știi când stai liniștit, gen, și îți bate cineva la ușă și te întreabă? Hai cumva, martorii. 5 minute să vorbim despre sensul în viață. Stai că asta e melodia mea. Mamă, unde e al doilea cave? Holy! Respect the Sami. Respect. Respect the Sami în chat. Respect a Rafael pe tot chatul. Nici să nu vă gândiți. Pentru că a depus multă muncă the Sami. Respect pentru munca depusă a Rafael. Băi, ai călcat un pește. Gata, oprește, hai să ne dăm aici jos. Ar trebui achievement să calci un pește cu mașina. Achievement în viață, gen. Cred că pe unde brânză? Holy, bă, mai mult de mers până acolo. Mai totul conduci. Totul conduci, man. Okay. Vreau toată lumea să scrie pe chat respect Rarda. Rarda? Rarda. Nu, voiam să zic Rava și Rada în același timp, dar nu știam la care să mă decid și am zis Rarda. Vreau să zic un secret chatului tău. Da, spune, secret chatului meu. Se apropie ziua lui Zasami. No way, man. Și ce se întâmplă de ziua mea? Picăm în prăpastie. Holy, ce cadou insane. Bă, mulțumesc de cadou, Rafaele. Nu mai merge mașina, dar nu știu de ce.
Ok, o să-ți arăt eu acum. Ah, din cauza mea, gen. Ok, ai plecat fără mine, gen. Gata, poți să-i dai, poți să-i dai, poți să-i dai. Poți să-mi zici ce se întâmplă dacă se apropie ziua mea? Ce se întâmplă? Că nu știu. Pleacă tortul cu Roblox. Mă, uite, te-am adus la fix, uite, deci tu. Let's go! Te costă 20 de lei. Bă, dar i-am văzut că vin și tot m-am speriat puțin. Doamne. Nice. Bun, și timpul să apăsăm L. Bă, eu... Bă, cum te-ai strecurat pe lângă mine? Opa. Ok. Uite, astea sunt chestiile noi adăugate aici. Ceea ce vedem aici, aceste... Bă, laptopul insane! Entertainment Bunker. Bunker. New location. New location discovered. Entertainment Bunker. Node collected. Puff! Bă, deci am pe L lighter-ul și n-am... Bă, lighter-ul real o să mi-l pun și eu pe... O să mi-l pun lighter-ul pe... Și ce găsim aici? Nu știu. Nu ai idea, mate. La. Cred că aici vom găsi ori tankul ăla care respiri, gen. S-a transformat Rafael în războinic. Eu zic sincer, mie îmi place mai mult lanterna de oameni decât aia de ai tu. Am găsit organe de om. Vrei să mâncăm? Bă, gen... Bă, nu mă bag, zic sincer. Bă, vino repede că sunt niște... bărbați care probabil chiar își doresc ei organe de om. Bine ai venit acum la avem. Sons of the Forest 1.0. Deci, știu ce ai de făcut, trebuie să apeși space. Ce ai căutat acolo, vreau să știu. Bine, mă! Băi, zic eu cum funcționează băieții aia, nu trebuie să-i bagi în seamă niciodată, gen. Mai știi când le dădeam full skip la toți? Uite, aici e o de aia, gen... Facem stânga aici sau mergem în față? Nu, no, știu, eu merg la crucile astea, că probabil pe aici trebuie să mergem. Ba, are sens dacă stai să te gândești. Gen... Mergi după drumul crucii, Rafaele, tot timpul. Tu tocmai ai mâncat organe de om, Rafaele, despre ce vorbești? Da, mâncă niște intestine, mai exact. No way, gen, lungi. Putregai? Nu știu cum există posibilitatea ca tu să lutezi în joc. În sânigoi. Bă, gen, eu nu vreau să pun mâna pe ea, sincer. Deci e o femeie în sânigoi care vrea să-mi dea bucăți. Ok. Andresita e lângă... Ok, gen, sunt mai multe femei în sânigoi lângă mine. Pe bune? Ah! Femeie să nigui, pleacă de aici! Intră la tine pe OnlyFans. What? Mă, ce zice Rafael aici? Hai să coborăm aici! What? Caută femeile, stai așa. Gata, sper că nu poți să coboare, altfel suntem morți, gen. Bă, eu nu cred că poți să coboare, zic sincer. Doamne, cât am coborât, cine am făcut stânga acolo, oare ce era? Nu știu, ne întoarcem înapoi, stai liniștit. Hai că mai urcăm pe tot ăsta. Ok, hai să spargem și noi astea. Doamne. Ok. Stânga sau dreapta? Păi eu ce-a dreapta. Hai că mă duc stânga și vedem amândoi. Salut. Nu, nu, că mai e pe aici. Da, 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 du-te tu full stânga și mă duc eu dreapta. A, dreapta okay, este... Full gunoi la mine. Full tomberon uman. Hai să împarte iar stânga sau dreapta. O să vin eu acum. O secundă. Am o rețetă aici, trebuie să vii să o ieși tu. Acum. Pe partea asta sunt doar de legen. Doar gunoaie full. Okay, la tine trebuie să vin? Da. No way, man. Cu o cruce cu țepi. What? Ia vezi, pe jos. Uite pe aici, pe jos. Ok, asta este... Puțin cam ciudat. Uite încă o cruce aici. Sparge ăla. Hai să văd în dreapta ce e.
Ah. Dreapta era pe unde ai venit-o. Stânga sau dreapta? Ai făcut calilieci acum. Am făcut eu calilieci? Cum adică am făcut eu calilieci? Bă, ai făcut calilieci. Holy. Bă, cred că aici trebuie să mergem. What? Uite artefact aici, vin, nu-l iau. Vreau să vii și tu. Mamă! Cum îl luăm? L-am luat. Se întreabă recolected. No way. Learn the basics of construction. Dar chiar noi n-am construit nimic. Ia apăsă B. B. Tent. Full tent aligner. Bă, eu zic sincer, mie îmi place mai mult lanterna asta MOV. E prea tare, gen. Ok. Voiam să-ți arăt ce-am găsit eu. Păi știi să plecăm de aici sau ce se întâmplă? Trebuie să ne urcăm înapoi pe sfora aia. Ne zice Maria în chat cu 300 de ore. Maria, salut cu respect sincer la faza asta. Da. A zis că ne complicăm. Și a zis că probabil voi sunteți genul de bărbați care nu vă place să vă complicați. Și am zis, ok, așa este. Vrei să zic eu care e ultimate-ul gamingului? ChatGPT, full voice. Deci fii atent, ascultă-mă, ChatGPT, full voice pe Discord. Cu game recognition. Și să și vadă game recognition, da. No way, gen. Deci ăla asta ar fi e insane. Stai cu el pe Discord, de fie aveți pe aici, e bine? Nu e bine pe aici. Bă, nu. După calculele mele, mamă, ar fi insane. Cautăm și mie un guide cu toate peșterile și zic în care trebuie să merg. Stai seama ce insane e. No way, gen, ar fi tare. E picul gamingului ăla. Te joci orice. Salut, poți să verifici tu streamul lui Rafael, te rog frumos, să zici și mie unde se află în acest moment, pentru că gen mi-aș dori să-l omor, că suntem 1v1 pe counter. Ia fii atent, l-am întrebat azi pe ChatGPT, când se lansează brawler-ul, cum îl cheamă mă pe la muscă, Angelo. Deci, așa. Și i-am zis, i-am zis așa, search the web, știi, că mă gândeam că nu știe, că l-au anunțat acum câteva zile. Da. Băi, instant i-a răspuns și mi-a dat și articolul. No way. Și eu nu înțeleg. Trebuie să facem un U-curve. Am luat un radio collected în timp ce mergeam, gen, că știu că ție îți plac radiourile mult și ți-am luat al doilea în caz că cumva îl pierzi, să-l avem și pe al doilea. Da. Mă, dar chiar bine că mamă, bebelușii! Bebelușii! Uite așa să mergem în peșteră. Ajungem la o chestie cu mult roșu aici. Stai iubita găsit... că-ți bag melodia ta favorită. Stun gun. Urâtă ești. Bun. Stun gun. Mă, e gravă rău. Băi, e gravă rău, Rafaele. Să mă răvanile, Luză Sami. Să mă răvanile mea, că e grav. Monstru! A, țin minte că ne băgam aici și ne ascundeam. Da. Oare a rezolvat asta? Ok, ce trebuie să facem aici? Maria, zi-ne repede. I-am tăiat capul. Hai afară. No, ne trebuie un topor mai bun. Dar e ok momentan. Atâta stun gun-ul? Asta era tot? Da, și era aici ceva și nu putem să vedem. Și aia e tot. Mi s-a oprit lanterna, e gravă. Vă întoarceți și mergeți pe drumul din dreapta. Întreabă pe asta... Maria de unde iau baterii. De la mine, din inventar. Gen. Da? Da. Ne întoarcem și mergem pe drumul din dreapta. Hai să vedem. Nu fii atât, întreabă Maria cum ne regenerăm HP-ul. Îți trebuie pastile și pilule. Da? Da. Mi se pare ciudat că nu se regenerează când ai mâncare full și toate alea. No. Deci trebuie să mergem pe aici, cred. Cel mai logic. Pe aici zici tu, Maria, nu? A, nu. A, trebuie să mergem mai în spate. Ce se întâmplă, mă? Bun, vino încoace. Hai înapoi. Ok. Dacă trebuie să mergem așa. Ne-am dat-o prin stânga, parcă? Păi, eu bag o doză. Ne trebuie un can opener. Știi că îl mai căutam noi și atunci. Așa este. Să morgem. Nu, cred că ești mort. Nu sunt. Am băut o doză și mi-a dat unul în cap.
A, trebuie să mergem pe celălalt drum, da. A, ăla în stânga, acolo de ți-am zis eu. Da, da, da. Țin minte. Mă, problema e că nu mai am HP, deci jucăm pe rând, nu știu cum fac eu. Da, pe aici, pe lapă, n-am fost. Mort. Cum ești mort? Mi-a dat o bucată. Doamne! Ia te vinuși de o grenadă, direct. Sau nu ai că ai trolat-o? Nu, aia n-a fost grenadă. Păi eu nu am murit de la grenadă atunci. Atunci la ce? Eu am tras într-un aragaz. Aaa, privesc că ne avem grenadă, inventar. Da. Am văzut că ai dat full grenadă. Nu. Mă urmărește asta. Aulu, mamă, ce m-am speriat de ăsta, cum a stricat căprioara. Aici ăsta, ăsta mai are un hit, cred. Da, cred că aici e bine. Ia vezi. Da, da, aici găsim defibrillatorul, exact, undeva aici în dreapta. Uite-l acolo. Și trebuie să-l luăm și să sărim în apă cu el. Ok. Doamne, fratelu, Maria, ești OP! Mamă, e full ChatGPT, Maria. Bun, vine vreun monstru după noi? Nu. Ai duct tape-uri în plus? Stai să mă hello și la lumea de aici! Salut, Laura! Duct tape-uri în plus, deci nu mai am duct tape-uri. Haide. Fii atent că sunt 7 seashells de alea. Chiar nu prea știu despre ce vorbești. Fii atent, apasă, deschide inventarul și vine stângă. Mamă, a doua voce-i lui Rafael! Ce? Da, mai multă. A, da, da, astea sunt artefacte, Rafaele. Alea ce am găsit noi acolo sunt okay. Artifacts, you know? Uite rechinul în apă, Rafaele, right. Mie mi-e frică de rechini, să fiu sincer. Da, nu există mie... aici. Man, mie mi-e frică de rechini. Din eu dacă văd rechină aici, eu mor. Ok. Hai să vedem, am ratat ceva sau... Bă, eu mi-am pus ăsta pe mine. Sau mi se pune automat când îl... Ți-ai pus ăla? Vreau să arăt ceva. Ia să vedem. Du-te pe spate aici, că voi să citești. Întoarce-o, ține-o normal. Cum? Așa. We invite you to 5 free events. Meet our founding members and learn how, Caps, we can help you. Așa. Iauzi. Da, tare rău de tot. O să avem un... Da. În notă, Rafaele. Dă-te, băi! Mă, dar nu văd nimic gen. Mă, nici eu, dar e bine că... E bine că văd oxigenul ăla, cât de mult e gen. Avem full oxigen, stăm bine. Haide, Rafaele, cred puțin că... mai repede. Dar de ce câte grade crezi că are apa asta? Câte grade are apa asta aici? Probabil are 43 de grade, sincer. Că probabil e încălzită cu o pompă electrică. De băștinași? De cine? Da. Știi cum au băștinașii de gătesc ăia în coldron, gen, îi bagă pe... Pe aia full în coldron, mi s-a blocat și probabil o să ieșim full în ăsta, așa, sus de tot, trebuie să mergem și e noapte afară. Ieșim la mare. Intr-n apa mării. Da, chiar am intrat în apa mării acum. Vreau să îmi dai o idee de ce să mănânc. Că mi-e foame rău. Sushi. Nu am cum să mănânc sushi. Gen, mi-e grav foame. Zici? Da, mi-e grav rău foame. Faci tu repede un... Ia, cred că să-mi iau o pizza. O pizza ți-ai? Da, că n-am mai mâncat. Bricheta sub apă, păi e bricheta electrică, bro. Hai să chemăm pe Andrista aici să ne sfătuim ce ne luăm de mâncare. Vino să dai zâzâzâm. Ah,
Vrei să zic o chestie? Ia zi. Eu n-am salvat data trecută. Își salvează acum. Zăsi Rafi. Gata. Samuel, fii atent și la chat. Păi sunt atent la chat. A venit șobolanul, uite-l aici. Imediat. Ok, trebuie să bag repede o doză. Bun, Maria, zi repede unde găsim și noi can opener. Mama, alergă unul spre noi, e gravă. Can opener. Bun, eu sunt full. Unde e? Cine alergă spre noi? Avem o veste proastă. Mamă, Rafael e la aparat aici, uite-l și tu, stă cu tubul în gură. Ești pregătit pentru vestea proastă? Nu. Nu mai avem mașină. Bă, da, mașina e aici. Am ieșit la loc? Ce? Huge. Uite, Rafael ne așteaptă aici, Tesla e pe avarii, nu vezi? N-are nimic, a stat în apă până ne-am întors. Insane. Bun, următoarea peșteră în care trebuie să mergem este peștera numărul 2, care este în partea. Exact acolo unde ne arată cu albastru pulpit pe ecran. Coconut cherry. Coconut cherry. Știi unde e imprimanta 3D? Nu. Șobolan de pădure. Vreau să dai peste un zombie, Rafaele. Say no more, fam. Say no more, fam. Fii atent, uitați-l pe Rafael cum dă peste un zombalău. Ia să-ți curești ce se întâmplă. Și dă-te la o parte, șobolane! Wow! Mi-e chiar s-a dat la o parte, real. A plecat. Dar tu încă ai ăla pe tine, ar trebui să-i dai un equip. Păi tu ai ăla pe tine. Nu, eu nu-l mai am. Dă-i în față, nu contează, dă-i direct. Ok. Am un vibe de la blană rău de tot. Ne mă. Dar gen, dacă n-apăsați pe butonul de like, o să vă pice picioarele la pat diseară în timp ce dormiți. Mamă. Da. Eu n-aș risca, sincer. Nici eu. Trebuie să mergem la peștera numărul 2. Ai pe ecranul secundar deschis peștera? Nu. Nu merge la albastru? Ba da, oricum în partea aia trebuie să mergem pentru următoarea peșteră. Mamă, ia uite ce am găsit. Ce ai găsit? Acum o să vezi. Uite-l pe Sinner. Uite-l pe Sinner. De ce l-ai călcat pe Sinner? Doamne, fii atent că-l calcă pe Sinner. Ok, full copac. Bă, ce-i acolo roșu? La Sinner. Ah, cum copac. Mamă, ce loc bun de bază e aici, ultra flat. Da, asta pentru bază e făcut. Da, clar. Da, mergem bine, gen. Când postezi următorul episod de 7 Days to Die? Niciodată nu se mai postează 7 Days to Die. Ia vezi aici. Ok, hai să ne dăm jos să vedem ce se întâmplă aici. Bă, asta nu este marcată ca peșteră, după cum observ, domnule Rafael. Cred că e capătul unei peșteri aici. What? Da, că tu poți să intri înapoi prin capătul unei peșteri, dacă nu mă înșel. Și am mai fost aici sau nu? I don't know, man. Să verific rapid. Da, am fost. Hai să întorcem. Ok. Sunt bebeluși, după bebeluși mi-am dat seama. Nu știu sincer dacă vrem. Oricum să... Oricum le luăm la rând. Da, ăsta e capătul unei peștere, gen probabil chiar nu ne trebuie, sincer. Trebuie să mergem acolo, la chestia aia albastră este imprimanta 3D și acolo ne vom face un can opener. Țin minte. Așa este. Vrei să mergem cu o mașină sau... Da, fratelo, fiecare cu mașina lui, gen, deja gata, suntem altceva acum. Dă-i, Rafaele! Ok. Am creat un copac. Sper că nu mai văd ăla albastru unde era. Vino după mine. Ok, ok. Dar de fapt, da, te duci tu. Doamne! Bun, full așa trebuie să-i dăm. Oricum, în partea asta este și celălalt...
celălalt cave, cave-ul numărul 2. Da. Lejer. Dă-mi și un like. Dă-mi și un like. Asta zic. Stai puțin că m-am blocat. Doamne, da. Bă, dar ce are, mă, mașina asta? Zici că sunt în Fred Flintstone. Gen, zici că îi face avânt cu... Știi când te urci pe bicicletă și îi face avânt cu piciorul? Exact așa face, da, mașina asta. Mă urc în mașină și îi face asta, avânt cu piciorul. Ce melodie intra, mă? Nu știu, mi-a intrat ceva rock. Să-i faci. Să-i faci full avânt cu piciorul. Mama, full avânt cu piciorul. Doamne. Așa că am ajuns la ăștia acasă. Ce ziceți, mă? Ce ziceți, mă? Da, am ajuns în tabăra lor. Mamă, când eram mic, rupeam taberele alea. Full, 6 tabere pe vară. Tu ești genul de om care te jucai Travian. Chiar m-am jucat Travian, bă, ele! Da, chiar m-am jucat. Jucam Travian și triburile în același timp, de pe 6 monitoare, cu 2 mouse-uri. Deci dacă te-ai jucat Travian, chiar ești OG al internetului. Bă, chiar m-am jucat Travian, așa este. Așa este. Împărțeam același cont cu fratele meu și dădeam atacuri la secundă. Let's go! Gen, eu mă jucam Travian și între timp tu te jucai Icariam. N-am jucat ăla. Doamne! Am călcat un iepure. Mănâncă-l! No. Repede! Am călcat doi iepuri. Te place mașina asta 4x4? Băi, eu mi-aș cumpăra o mașină de asta de golf în realitate, să fiu sincer cu tine. Băi, nu știu cum să zic, dar mi-a scăzut bateria, deci nu cred că e infinită. Păi, da, ți-a scăzut una, gen. O linie. Da. Păi da, și mai sunt încă 80 de linii. Mamă! Și imaginează-ți că are panouri solare 2024. Ia cari. Vreau să-mi zici câți cai putere crezi că are mașina asta. 10, la rece. Dacă o dacă o bagi pe autostradă, crezi că... Ce crezi că se întâmplă dacă o bagi pe autostradă? Hai că am călcat o căprioară. O, am ajuns la ăștia, gen, în tabăra de vară. Am călcat o căprioară. Mamă, câte căprioare sunt aici? A, da, a dat peste familia căprioarelor. Sunt vreo 4-5 și se plimbă. Bro, dar e ciudat rău de tot să conduc printre... Printre copaci. Eu mănânc o căprioară crudă și alta se uită la mine doar. Doamne! Eu conduc în râu. Nice! Am călcat o căprioară. Cam ciudat fără radio. Energy drink! Oh, no, Muddy Banana. Haide, Rafaele, că te aștept aici, că eu am ajuns deja. All right. Am căzut cu... Sper că mai merge mașina ta. Da, merge lejer. Mamă, păi ce mai prea pe chestia asta să o miști așa, gen? Da, ca să nu o blochezi. Bă, există o singură chestie, Rafaele, gen, eu trebuie să intru înăuntru neapărat pentru că sunt 40 de zombi după mine. Ok, intră. Nu e problemă. Niet problem. Doare, sunt zombalei aici? Nu cred că sunt. A, da, mă, da, aici cred că e safe zone. Da. Oh, mi-aduc aminte de asta. Chiar îmi aduc aminte. Deci zice că pe aici ar fi. Bă, what? Uite. Gen, au băgat panouri solare aici, gen, poți să le... No, ce tare, mă. Am baterii dacă te ajută. A, putem să și dormim aici. Mamă, și săgeți, sunt multe, rău de tot. Vreau să mă să văd dacă au schimbat ceva în camera asta albă. Ok, și ok, te aștept pe tine. Aira Fahel. Intrasem puțin în râu, dar... S-a rezolvat, țipă niște femei după mine. A, deci de la tine s-auzeau femeile alea. Da, da, da. Am furat un ceas. Hai că văd și mașina ta. O, da, ai lăsat-o fix la intrare. No way.
Mai ții minte cum, am găsit asta și ne-am bucuit atunci la început de tot first day cu Bățu? Chiar țin minte. Da, a fost tare. Vrei să ne bucuim iar? Nu cred că mai merge. Bun. Dăm și noi un save aici, Classic Zus. Așa. Și trebuie să printăm Can Opener, care nu există, by the way. Trebuie să-i pui de ăsta prima oară. Mamă, sled! Mai știi sled-ul? Nu. Cum să nu știi sled-ul? Cum să nu știu sled-ul? Mască? Nu știu dacă mai funcționează masca. Ei pe sled. Păi sled-ul nu am acces la asta. Ok. What? Am luat un panou solar. Da, am văzut și eu gen. Nu știu ce putem face cu panoul solar, să fiu sincer. Hopa! Oh my god! Ia vezi. Că nu până mai în față la niște corturi. Nu, mai avem cerneală. Da, cred că nu se mai face sled-ul. Ne întoarcem pe viitor, că strângem mai multă. Păi, ok, și aici... Da, noi trebuie să ieșim oricum afară, că trebuie să facem... trebuie să mergem la peștera 2, gen. Da. Și aici ce era? Aici era doar... save. Ah. Save și... printer. Cum? Nu, în capăt zic. Unde ne-am glicit cu ușa. Păi acolo, practic, e spre final, gen, când găsim cardul. Wow, ce ne gliciuisem noi. Bă, cine a lăsat mașina asta așa la intrare? Nu am lăsat-o eu, de ce trolezi? Da, a mea e lângă. De-aia ți-am zis și eu când am ajuns, că am lăsat mașina fix la intrare. Bun. Deci how about meow? Ăla o să bipă în continuu, că n-are cerneală. Stai puțin, că eu o să-mi dau, eu vreau să-mi dau seama. Ia de seama. Care este a doua peșteră? Ok. Trebuie să beau niște apă. Deci a doua peșteră este lângă un lac. A, am găsit, gata. Conduc eu sau conduci tu? Hai, mergem doar cu mașină? Da, hai să mergem doar cu mașină, da. Ok. Hai cu asta, vină încă. Stai că mi-am umplut grumazul. Și-o umplut grumazul. Armură poster. Aveți cerneală pe raft și... Da, respect. Păi nu, am luat cerneala eu. Și da, n-am putut să fac. Dă-i talpă. Între timp să deschid și eu alea de mi-ai dat pe acolo. Vreau să zici ce părere ai de faptul că... Rope Gun Cave asta? Nu știu, eu nu văd numele lor. Dar trebuie să luăm mașina ta, Rafaele. A, forță? A, nu, nu mai trebuie. What? Ok. Băi, am furat bateria! Mamă, vezi că e mișto. Că la mea avea nevoie. Bun, ok. Deci noi deci trebuie să luăm... Gun, cave-ul este... Uite, asta... Știi că nu dau seama pe unde suntem noi. Noi suntem la lac, dacă vezi. Noi suntem exact lângă un lac. Noi acum trebuie să mergem la aia de la lac. Dar e enervant că trebuie să urcăm și nu prea poate scârba asta de mașină. Uite aici, trebuie să mergem noi în față. La numero dos. Ram param pam 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 pam. Scatam, dugrudugrudam. Cred că asta e, da. Asta e. Ok. Cred că pot să garantez pentru acest lucru, să fiu honest cu tine. Bun. Să vedem. Mergem așa în continuare. Îi dăm. Armură poster. Bro, ce? De ce tu zici armură poster? Am dat în căprioare. Am crezut că nu mai ești cu mine în mașină, m-am și speriat. Mă, ce scotea căprioare? Uite, am dat peste Sinner! Sinner, bro! A, foarte bine. Full scafandr, tu ai și rebreeder-ul la pe tine, e prea tare. Tu ești deja ready. Aici e? Da, asta e. Eu sunt ready pentru orice. Insane unde ne-a adus zis. Îi dăm așa. Full îi dăm. Uuuu.
Ok, deci aici... Deci trebuie să luăm grappling hook-ul ăla. Really? Da. Cloud, ceasuri, se ciordește de pe aici. Tot ce se poate. Robga nu cred că e prea OP dacă chiar îl luăm de aici. Cred că nu e niciun zombie în peștera asta la cum arată. Deci n-am mai fost. Medicamente, aici. Uite aici vin medicamente. Dacă ai nevoie de un medicament, uite aici să vii să-l iei să-ți faci HP-ul full. Exact aici cum la mine. Cum le griciuim să luăm 100? Bă, nu. Uite, avem o cruce aici. Și mi-a făcut... Crucea! Bă, a venit unul la tine. Nu te-ai gărând. Mamă, e moarte reală aici. Ba. Asta căutăm noi. Bă, vezi că sunt... Perete. Okay. Ok. Ai găsit tu robganul? L-ai luat deja? Nu, nu, n-am luat. Era o foaie pe care scria asta căutăm noi. A, ce-ar fi să mai prind și o lanterna? Bă, frate, ce nemernic. Uite, cred că în partea aia trebuie să mergem exact pentru la toa Rafa. Zic că nu prea mai am HP și nu mă lasă la să-mi dau. Cred că sunt mort aici. Dacă mori, ești gușteră. Și-ți pute și retul. Obocici! Vin 40 de bărbați după ăștia. Oare dacă îi dăm o grenadă? Da, de grenadă trebuie să-i dăm. O să iau eu o grenadă repede, trebuie doar să-mi fac puțin stamina. Am dat-o, am dat-o. Ai dat-o? Da. Bravo. Treci repede, treci, 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 treci. Am luat. Am luat semnul întrebării. Ai luat ceva de pe jos? De acolo de unde ai bătut mobul? Din carne aia, dar nu cred. No way. Durează puțin respawn-ul, să știi. Bă, mă bucur că durează, că... Bă, rog, ai menor. Unei fiți lângă tine și te campează, ca idee? I-am zărit, l-am făcut pitic. I-am zărit peste cap. Mamă, ăștia ascultă muzică, frații. Vă pup, ce ziceți? Probabil gen siciluiesc și... Bă, eu nu fac nimic, Rafaele, doar ca să știi, gen, literalmente doar fug. Nu mai alerga caracterul. Stay out, mamă, îi scrie ceva pe spatele ăla. E un pătrat acolo cu un pătrat mai mic în el. A, nu mai fug, că nu ai stamina. Aici, robganul. Îmi aduc aminte de ele, îmi aduc aminte de ele, sunt mulți pitici aici. Mamă, dar trebuie un pic de pauză, că frățiile ăștia au nebunit. Am colectat 13 dolari. Ia stai să mă urc eu aici, că nu ar trebui să știe. Mai ho, așa. Bă, ce s-a auzit? Că s-a auzit un sunet ciudat, o să... Bă, măre unul la picioare. Bă, zici că e Hell Cave-ul ăsta. Ce brânză! Nu mai așa se aude. Aoleu, iară că m-am speriat de Lilia și să mă bată tata că s-a auzit tare rău de tot Lilia cu ăla și m-am speriat de el, Rafaele. Vezi că lopata trebuie printată. Lopata? Nu era acolo lopata. Nu, no, lopata nu e treia printată. Eu pot să îți garantez asta. Bă, plecați mă de aici. Păi și ai luat ăla sau unde te-ai dus? Că te-ai dus foarte în tot față. Tot full în față, tot merg și încă n-am ajuns la ea. A, cred că asta e peștera, dar aia de e foarte lungă. Gen, merg de-mi soar capacele, gen. Dacă mai vin niște liliești de aia și iar îmi țipă în față, mor. Gen, real chiar mor. Eu zici că mă joc leapșa cu ăștia.
Știi ce se întâmplă dacă mă sperii? Vomit. Ce? Fulbrosc. Direct pe tastatură, pe toate alea? Pe tot, direct. Nici nu mă mai interesează. Full dreapta cred că trebuie să o ții. Nu e aici. No way că trebuie să iau stânga. Păi da, mă. Ce se, unde sunt alea, bă? Iară bebelușele. Bebe. Dreapta? Cea mai lungă peșteră din lume. Nu e. Cea mai insane peșteră asta. Cred că am călătorit toată harta. Real, la faza asta. Cred că era în spate. Eu știu unde mai era și aia. L-am găsit. Trebuie să vii la mine, gen. Acum ajung. Ai făcut stânga acolo, nu dreapta. A murit. Bă, forță. Păi zic că sunt cam departe. Nici o problemă. Așteptam după tine. La lopată e mai mare cave-ul, nu pot să cred. O să mor. Ai făcut dreapta sau stânga? Stânga. Stânga și după aia am făcut toată dreapta, cred. Problema este că... trebuie să mă întorc să-mi ia back acum. Da, că noi intrăm în peștere așa să nu mai te duci singur, că nu... Deci te-ai respawnat. Da, dar nu știu unde. Ah, m-a dat direct cu ghiuzdanul în spate. Ce s-a întâmplat, bă? Trebuia să mă dau pe ăla. Ai găsit ăla? Da, da, da. Perfect, poți să mori și tu, gen. Eu o să ies manual, sincer. Că trebuie să fie ieșire aici. Rip mașinile voastre? Sunt două... A zis cineva... N-ai luat... Ești sigur că ai luat ăla? Nu scrie 6 metri pe el? 2 metri, 5 metri, unde la digital? Ba da, stai că încerc să vin la tine. Ok. Stai să bag o doză. Te aștept la ieșire. Dacă poți să aștept o secundă, gen... Ok, deci eu în partea aia trebuie să mă duc. O să încerc să vin exact în partea în care ești tu acum. Da. Pentru că zice Maria că-s două artefacte în asta. Vreau să-mi zici, Maria, ce se întâmplă și ce faci cu artefactele. Hai că stăm să căutăm. Nu, eu sunt curios ce se întâmplă cu artefactele. Ce faci cu ele? Bă, ce e acolo? Să-ți dau spoiler? Nu, zi-mi dacă sunt... Dacă folosesc la ceva, dacă te ajută sau e full gunoi. Eu sunt ieșit din peșteră, gen. Nu te cred. Eu am ieșit din peșteră prin spate, că pe mine când m-a omorât în peșteră, pe mine m-a dat cu ghiozdanul sub picioare, gen. Ok, ok. Ia, pe tine unde te-a dat? Da, te-a dat exact la ieșire, nu? Ești afară acum tu, nu? Da. Păi hai că vină cu mașina, că eu sunt exact în cealaltă parte, gen. Deci e bine că am venit-o pe partea asta. Bun, deci atât ne trebuie din ăsta, nu? Grapple-ul? Da, atât grapple-ul. Și după trebuie să mergem la peștera cu numărul 3.
Bun, păi și vii tu spre mine? Da, o să vin eu și te iau. Doamne, cum e cu mașina asta? Oh, stai o secundă, o să vin imediat, doar că vreau să văd unde este peștera. Deci noi suntem la peștera numărul 2. Peștera numărul 3 este aceea, cred, corect? Lângă un râu. Nope, nu e aia. Stai. Deci eu nu mai am... Nu am rope. Poți să dau rope-ul ăla de acolo jos? Nu știu. Stai să-mi dau seama, eu acum îmi dau seama să văd unde suntem acum. Deci noi suntem la 2, suntem acolo. Deci... Câte ceasuri am colectat. Bun. Deci noi mergem la următoarea peșteră care e Shovel Cave. Adică... Shovelul nu se printează. Da, păi nu se printa, că așa e. Deci noi trebuie să mergem la asta de aici din față, gen. Ia să vedem. Prima peșteră pe care am vizitat-o, pentru că trebuie să ne dăm cu rope-ul pe ea, gen. Știi? Trebuie să ne dăm cu rope-ul pe ea, că n-aveam rope gun-ul atunci. Da. Asta. Cred că sunt aici eu. Bun. Urcă-te! De ce îmi băț în mână? Merge? Gata. A trebuit doar să dau drumul la radio ca să poți te urci. Real la faza asta? Doamne, ce mă enervează. E enervant puțin de condus o mașină în dreptul copaci, gen. Wow! Chiar e greu. Deci la peștera din față trebuie să mergem, ok. În momentul Tarafa s-a lăsat pe spate și probabil își freacă barba. Mi-au morțit picioarele, gen. No way. Dă-i, bă! Avem o problemă. Care e problema? Niciuna. Da, nu știu ce să zic despre asta. Așa trebuie să o luăm, nu-i perfect. Las-o să plutească puțin. Am făcut o barcă. Eu îi dau pe jos să vină cu mașina între timp. Bă! Ce-i ce, Andrista? Ai venit să joci un Roblox? Vreau să-mi zici ce-a luat Andrista de mâncare. Ce-a luat Andrista de mâncare? Da. N-a luat de mâncare. E foame? Ai s-a îndrăzitat că astăzi o să răbdăm. Bă, literalmente urăsc această mașină, vă zic sincer. Chiar urăsc mașina asta. Nu am cum să vă mint, urăsc mașina asta. Și cred că o să iau și pe jos cu ai Rafael. Am lăsat mașina aici, Rafaele. Ne mai întoarcem noi altă dată la aia. Da, să faci construcțiile aur, să te teleportezi și să speri... Ce, mă? Ce se teleportează? Că n-ai cum să te teleportezi. Foarte factic, cred că se referă. Închis camera? Eu zic că folosim cheat-uri, să ne folosim creativ. Ce ziceți, boys? Băgăm cheat-uri să zbrăm? No, nu există așa ceva. I'm sorry, man. Salut, Rafaele. Alfa către Delta, am ajuns în... în Gogoșari, town. Ok. Mă urmăresc niște bărbari. Mă urmăresc niște barbari. A murit. Salutare. A murit instant, gen. Îți dai respawn full, nu mă mai întorc. N-ai cum să te mai întorci. Full respawn, îți dai seama, mă mănâncă ăștia direct. Mi-au mâncat unghiile de la picioare. Full respect, te-au băgat în valiză direct. Știți, m-au făcut direct geantă. Că merge ok în 4K, am 95 de frame-uri. Vreau să știu 7. Cum merge live-ul în 4K. Bine. Chiar ok. Doar că a trebuit să repornez live-ul, aia a fost problema. Da, de ce? Că nu pusesem normal latency și îmi porneam maxim 2K. Ah, ok.
Dăm și noi un like, chat? Dăm și noi un like? Dăm și noi un like? Dacă nu dăm un like? Cât e, cât e delay-ul pe chat? Cum calculez? Le zici să scrie... Fii atent, hai că dau eu drumul la, la ăsta. Așteaptă. Zim când le zici ce să scrie și eu dau drumul la stop-ul acum. Bun, deci trebuie să scrieți în chat următoarea cifră. Să-ți pregătiți? Da. Hai să vedem. Eu sunt pregătit, Rafaele. Cifra 1 în chat. Și primești moderator. Am scris. Bun, o să dau un lap să vedem cât este la mine delay-ul. Hai, scrieți la mine unul pe chat, gen. Să vedem cât este delay-ul. 1 la mine, gata, 10 secunde la mine. La mine, mai e, mai e. Hai să vedem. Gata. 25. E lejer, mă gândeam în 40. Bun, hai să intrăm. Hai să intrăm, Rafaele. O să intrăm în peșterică. Ai poftă de pizza, bebe? Eu aș mânca o pizza cu crustă cu cașcaval. Mamă! Cum? Oh, shit, man! Pază-s! O să-mi dă în spatele tău, Iraf. M-am dus și full. Aici cred că era, dacă nu mă înșel, această lopățică. Am I right, man? Mamă, așa e. Dar unde e, gen? Maria, zi repede unde e lopata. Băi, eu zic să o băgăm pe Maria, Maria pe confă, gen, direct pe mut să stea. A, sau nu, cred că trebuie să mergem cu ăla pe noi, nu? Eu îl mai am ăla pe mine? Ia stai, fă-ți și armură cu oase, că eu avem prea multe oase. Uga buga army! Ok, mi-am făcut una. Nu prea am de-alea, cum se numesc. Problema este că nu prea am... Ce nu ai? Bă, vreau să zic că tocmai am găsit un glitch. Ia să auzim. Doamne, ce porcărie. Dacă craftez o armură și nu o pun pe mine și craftez alta peste, gen, dispare cealaltă. Ah, când ai găsit un glitch bun. Nu. No. Din păcate. 4 armură îmi trebuie și am 4 oase. Fă-l gunoi, gen. O să bag o pilulă. Hai după mine în apă. Acum. A, tu ai intrat deja în apă? Da. A, ok. Să văd dacă e bine pe aici sau nu. O, stai că nu mi-am pus ăla pe mine. Deci te duci fix în jos. Da. Păi, ok, și de ce nu mi l-a pus? Bă, eu nu am, mie nu mi-l pune. Ah, gata. Mamă, e o femeie aici în fundul gol. No way, man. Așteaptă-mă să o văd și eu. Ok, ok. Oh, ai luat-o invers. Ok, Rafael. Haide, Rafael, să îi dăm. Se pune automat? Ok, o să vedem dacă este situația. Am făcut-i cu bușarul ăsta. Trebuie să te aștept și pe tine, că dacă mor pe aici e game over. Te-au urmărit zombie sau ceva? Ai avut... Da. Hai că te aștept aici, că e lejer. Și ai avut o zonă safe? Da. Da, mi-aduc aminte când pici aici. E cumva camera aia cu multe sticle? Bă, nu mai știu asta. Și ai luat-o tot înapoi în apă după? Nu, stai aici lângă tine. Nu, eu, zic să fugim direct, man. Am deschis o servietă și a intrat sub pământ. Păi nu, că-s medicamente aici. Ia de să bun. Vedem ce se mai întâmplă. Cât costă adul pe Steam? 73 de euro. No, nu adaug contracost din păcate și nici de Sami, cred. Eu dau pe 73 de euro. 6000 de euro adu. Nu glumesc, nu glumesc. Hai să stăm. Eu zic că pe la lumină trebuie să o luăm. Am eu impresie, gen. Tot timpul lumina este the way. Follow the way. Hai să vedem. Oh! Deci dacă... O să mă duc
După spusele lui Maria, ar trebui să fie de două ori mai lung cave-ul ăsta. Bă, e o chestie ciudată, gen, eu nu vreau să stau să mă uit la ea. Eu doar o să fug, doar ca să știi, gen. Și văd că tu te-ai oprit acolo, Rafaele. Ce boia! Eu zic doar să fugi după mine, vine un coace. Mamă! După spusele Mariei, we're fucked. Nici nu-l văzusem pe ăla inițial. Oh my god, câți bani sunt aici. Mamă, m-am îmbogățit $39. Bă, problema este că... Nu mai știu unde era arbaleta aia. A, nu, okay. Aici suntem la shovel, corect? Da, și o să fie lung cave-ul. Vreau să scrieți 2 în chat dacă vă uitați pe televizor. Vino repede, vino repede, vino repede, fugi. Trebuie să fugi repede, Rafaele. Oh, no way, mi-aduc aminte de peștera asta. Oh, no way. Ne trebuia mașina aici, full. Da. Ce se aude, bă? Bro, gen, am luat... What? Mamă, cum e aici, zăs? Bă, dar n-are niciun sens, adică... Din ce mi se pare mie foarte ciudat e faptul că noi vedem toate chestiile astea, dar nu ne duc niciun de gen. Adică ești noi într-un final... În nu, n-ai cum. Pe unde ieșim? Ba nu, da, acolo e apă, sa? Nu, n-ai cum să... Încearcă tu să te duci, uite. A, nu te lasă, da. Primul lucru asta am făcut. Am încercat deci să... Trebuie să ajungem la clădirea aia, cred. Da, cred că pe aici undeva prin dreapta trebuie să o luăm. Ia stai puțin. Cred că pe aici, pe la mine. Da, cred că da. Arbaleta e în camera aia. Nu mai ții minte unde este. Un bărbat la Dicu gol aici, să nu te uiți. Bro, gen... Pe mine mă cheamă Dicu. Bă, nu știu că e... Bă, trebuie să fie bine pe aici. Bă, și eu cred că e bine pe aici. Dacă nu murim oricum, cine dă într-un loc? O, uite bani. Oh, no way, mai câți bani. Oh, no way, fugi. Oameni, era să dea o bucată ăla. Eu cred că mi-am luat hituri, dar a apărat armura. Câte bucăți de armură ai? Nu te duc prin mijloc. Oh, mi-a picat un de la în cap. Same. Urâ face ăla, zici că e câine. Doamne, nici câinele nu face așa urât. Bă, dar cum sară ăștia în patru labe. Fac unul pe aici? Da, du-te bine, du-te bine, du-te bine, că te duci bine, du-te, 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 du-te. Omă, s-a spart ceva aici. S-a sărit ceva în cap. Omă, uite o altă intrare. Hai, avem Neid, avem Neid? Păi, da. Stai că e dat la frățior. Fire in the hole. Fire in the hole! Foc în gaură! L-am spart. Mamă, dar... Mamă, mai luat 3 grenade. Forță. Uai, trebuie să-mi refac HP-ul full. Nu HP-ul. Eu bag o doză. Uai, dreptate, bă. Am armură dreapta jos. Aici tu-i dreptate, bă, frate, vezi? Bebelușii. Le-am sărit pe cap. Bebelușii sunt acum one hit, înainte nu erau. Așa e. Mi-aduc, am văzut și eu. Vreau să îmi recomand Rafaele cu ce să-mi iau pizza. Pepperoni. Mamă, full pepperoni. Sau pentru Andresita ananas. Andresita a zis că dă full skip la ananas și că... Trebuie să ne... Să sari. Confirme Maria dacă e bine pe aici. Bă, probabil nu e bine, sincer. Da. A, nu, mi-aduc aminte. Deci fii atent, eu vreau să zic o chestie. Eu mi-aduc aminte când noi am venit pe partea asta aici și noi încercam să ne rugăm pe acolo și pe aici poți doar cu greplălu. Ah, ok. Da, așa este. Și aici o să fie ieșirea. Da, bă. Bă, ce le știe, zăs. Da, bă, mi-aduc aminte. Păi eu nu uit, fratelu, așa repede, gen. Bun, este timpul să faci repede un pat. Strâmtoarea. Bă, ce e așa întunerică? Mamă, what? Uite de cum se vede luna sus! Ia. Yeah. Holy, mamă! Cum se vede în 4K? Clean, rău. Clean se vede. O să dormim pe apă în seara asta? Bă, nicio problemă, zic sincer.
nicio mică problemă. E un bărbat gol de noi. Bă, ăla e Kelvin, gen, m-am îndresit, cumpără bagă. E gravă. Nu ne lasă să dormim. Sunt pe lângă. Șobolan, gersoi. Vezi doar, vezi doar să nu țipe, că dacă țipă, face urât și cheamă pe toți. Gata, i-am dat capac. Dormi repede. Timpul să salvăm. Da, e gravă. Luăm ăsta și ne relocăm. Am salvat. Bun. Ce? Nu s-a făcut să zic. Never mind. Bun. Am fost în asta. Bun, vină după mine. Trebuie să mergem la M. Ascultă-mă cu mare atenție ce trebuie să faci tu. Deschizi inventarul. Deschizi inventarul. Și în stânga jos vezi că ai niște pouch-uri ca să faci unboxing. Nu am. N-ai niciun? Nu. Este timpul ca tu, odată ce te-ai trezit, să bei și să mănânci. Eu am toxicitate la maxim, ca idee. Doamne, ești full toxic, Rafaele. Eu am niște am un pouch, skin pouch, ia. Case opening. Case opening. Ok, deci avem așa, ăsta l-avem pe 1. Full conservă, nu, wire. O să pun ropgun-ul pe 2 și pe 3 eu am GPS. Eu voi lua, voi lua către M. Canurile. Ai auzit? Da. Trebuie să mergem către M, de la Maria, care știe jocul, pentru că ea este developer ascuns. Care e M-ul? Uite aici. E un M care clipește pe hartă. Da, nu mi-apare. Ok, vine după mine atunci. Vine după tine. Vreau să știu cea dacă vă place jocul. Scrieți 1 dacă vă place și 2 dacă mai vreți episoade și 3 dacă oprim acum live-ul. Mie mi se pare chiar mișto. Mie chiar mi se pare ușor. Mie chiar mi se pare mișto. Alte 4. Deci la primul 3 pe chat, instant s-a oprit live-ul. La primul 3 pe chat. Deci la primul 3 pe chat s-a oprit live-ul și sunt direct în cald, fac duș. Deci la primul 3 pe chat sunt direct în pijamale, full în pat dorm. Doamne. Doamne, te spari de râs. Bă, Andrei, chiar cum... tare. Cum rupi atâta Roblox-ul? Dar ce joacă Andresita? Deci i-am pornit în microfonul în momentul ăsta Andresitei pentru că te-a întrebat Rafa ce te joci. Pet Simulator 99. Pet Simulator 99! Doamne, deci eu vreau să zic că mă uit la Andresita pe ecran și scrie coming soon. Pur și simplu. M-am jucat și la update-ul ăla puțin, dar mai am să dau un rebirth. A zis că s-a jucat cel că mai are, trebuie să dea un rebirth. Bă, și eu, și eu sunt imediat o să mă ajung și la 99 și dau și o rebirth iar al 4-lea gen. Ok, ok. Vreau să scrieți toată lumea pe chat cum sunteți pregătiți mâine de școală. Sunteți pregătiți? Abia așteptați să mergeți mâine la școală? No, fii atent ce trebuie să scrie după asta. De la 1 la 10, ce notă dați jocului? Până acum. Ok. Ce mișto să vede aici. Ok, așa în jos aici, unde e... Da. Da, sunt pregătit. Nu, nu-mi place. Asta scriu oamenii. Mi-am luat full damage. Oh, avem o mașină la mă. Cred că aici, dacă mi-aduc aminte, cred că avem un bunker. Cred. Cred că este un bunker 100% aici. Dacă mi-aduc aminte bine. Da, eu dau nota 10. Cineva zice că îi dă nota 1. Da, e bunkerul, mi-aduc aminte. Full respect. Sau e cave aici? Da, mă, e bunkerul. Exact ăsta cu... Băi, exact ăsta chiar știam că la asta venim. Gen, chiar știam că aici venim. Aici trebuie să fie undeva, trebuie să săpăm. Bă, da, mă, nu te mai pui cu Zasami. Deja e profesor la jocul ăsta. Hai, mă, Rafael, scoate lopată și hai să săpăm. Bă, chiar le are Zasami. O să pun pe 4 lopata. Eu sunt curios dacă vor mai face update-uri la joc, că acum jocul e lansat full. Chiar sunt curios. Jocul e lansat full? Da. Jocul e numai în early access, se lansa full. Vor sta pe spate acum și culeg banii sau? Da, full, doar la banană. Nice. Scoate lopata și deci tu la lopata, Rafaele. Cred că aici găsim arbaleta, dacă nu mă înșel, zic sincer.
Dă-i Rafael la lopată. Pov. Nu merg la școală că este vacanță de schi. Vacanță de schi? Pov, am 13 ani și mă cheamă tata să-l ajut afară la betonieră. Opa. Și ce bog mă mai tare la de PTSD să-mi acum. Bagă mă la betoare! Post traumatic disorder. Holy shit. Bă, ce-mi place, uite, pot să dau pe spate să trag microfonul ăsta după mine și nici nu mai vede capul. Vreau să-mi ziceți de pe chat. Vreau să-mi scrieți pe chat cât ați băgat la betonieră. Mamă, eu am intrat în betonieră. No way că ai intrat în betonieră. Oh, no, no. La intro acum, gen. Aici nu cred că era niciun monstru, dacă mi-aduc aminte. Vreau să-mi scrie lumea în chat. De la 1 la 1000, câte zile mai sunt până la prima vacanță școlară. Full mi-am făcut mâna greblă, uite-l pe ăsta. Mâna greblă? Da. Interesant ce se întâmplă aici. Am apartamentul, am uitat de el. Maintenance key card collected. E car planter, îl cheamă pe ăsta. Nu, cred că e de la... La ori... Cred că de aici un, luăm... Uite un scop, laser sight collected. Cred că de aici luăm... Ala, zi. Card... This afternoon, it was discovered that a painting from Mr. Puffton's personal collection has gone missing. Everyone has information. Please talk to me directly. Hank. Mama, Hank din... Holy! Eu zic să nu pui nicio cerneală în ăsta, că punem la ăla din bunker. Nu, no, păi nu mai punem niciunul. Oh my god, Rafaele, face duș. Are greutăți. Oh, greutățile vieții sunt aici. No way. Obo meu, hai zic. Katana e mult mai la sfârșit, bro. Katana Kitty e mult, e foarte la sfârșit katana. Oh my god, let's go. Mamă, Rafael, ești pregătit? Poți să mă lași pe mine, te rog frumos? Poți să-i și tu puțin, te rog frumos, ca să îmi fac și o baie, te rog. Nu. Cine are cabina de duș atâta? Uite cât asta e. Păi cum adică? Păi în cabina asta de duș, este, asta este o cabină special ca fac să la faci... Copaie. Păi nu, 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 nu. Aici este o cabină de duș ca să faci duș 3. Ca să salvezi apă. Okay. Înțelegi? A, deci se închide ușa asta și se umple cu apă în sus? Da, exact. E full acvariu. Da, faci tu nevasta și copiii, gen. A, de-i să-i vezi. Da. Gata? Deci câte zile mai sunt până la vacanță? 63 de zile, să legi 9 săptămâni? 117 zile până la vacanța de CAFA. CAFA? Ce? Vacanța de CAFA. Gen... Ba, are sens. Mă, bă! Am găsit aici panou solar. Bă, arbaleta nu e aici, mă. Arbaleta este la aia cu foarte multe ierboșteni. Oh, uite, uite aici, ai luat... Da, l-ai luat asta, zic, ai zata la e ce zic, trebuie ăsta. Bun, este timpul să-i dăm unbind la celălalt și să-i punem unbindul 1. Perfect. Că stai puțin, că ăsta, deci tactical ex-ul nostru, ia punem mouse-ul pe el. Da, adă mai repede. Cred că e doar mai rapid atât, asta aveam să zic, da. Înstelul ăsta este mult mai rapid. Eu bag la betoane, ziua și seara fac mărțișoare. Ok. Bă, da, deci toporul era aici. Huge gen. Bun, hai să plecăm. Full animație. Mamă, ce țipă după Rafael. Cred că era Kevin. Bun, ala. Deci noi am fost la 4, trebuie să mergem la 5 acum, care 5-ul este fix în stânga. Suntem la 5 din 10, ca să știi. Ce mai? Bă, se aude un elicopter. Auzi? Da. Da, da, da. Avem airdrop, avem airdrop.
Asta e nou sistem din joc. Da. Unde? A, uite-l. Uite așa elicopterul. Și ideea e că ăsta o să ne indice o zonă în care o să vedem un, o chestie roșie și acolo o să fie un om care moare tot timpul, gen. Literalmente îl găsești, dar ăla o să moară non-stop. Mamă, cum ar fi fost să poți să mergi cu excavatorul ăsta? Bun, deci noi suntem acum la 3, corect? Da. A plecat! 3, deci așa suntem noi. Păi și nu ne lăsa niciun airdrop. Ne lăsa mai încolo. Așteaptă. Ne lăsa pe hartă indiciu. Bă, noi suntem la 4 acum. La 5, uite aici trebuie să mergem. Unde ne arată mâncarea. La food bunker trebuie să mergem în momentul ăsta. Adică uite pe aici. Deci noi am fost la Shovel Cave, Maintenance Bunker A. 4. Da, nu acum trebuie să mergem la 5. Am fost la 4? Da. Asta a fost la 4. Da. Și 5 o la Maintenance Bunker. Da, și cum? Deci e vis-a-vis de plajă, sau? Aici, uite ăsta, da. Exact. Și după aia trebuie să mergem la 6, care este cel mai îndepărtat punct. Adică noi trebuie să mergem în full sud. Kislev. A, la Ciortan, ăla mergem. Da, exact, la Ciortanes. Mamă! E insane guide-ul ăsta, sincer. Literalmente, pur și simplu... Deci e cine l-a pus să-l binecuvânteze, să-l binecuvânteze Dumnezeu? Doamne, sunt. Asta e că vreau să testez. Bea și tu niște suc apă ceva să-ți crească ăla. Sunt full eu. Da? Ați fost la punctul MOV? Nu, nu am fost la punctul MOV. La punctul MOV vom merge la numărul 8. Noi suntem la 5 acum, gen. Adică... Cine râde mă așa? Eu. Bă, că ăștia ciudat. Să mergeți să vă luați shotgun-ul. Shotgun-ul este la... la ăla, cum se numește... la lopată, la punctul MOV pe hartă. Dar nu trebuie să mergem acolo momentan noi. Stai că vreau să testez toporul pe cărca astea. Fratello, vino încoace. Uiți! Ce mă? Ai știut să-mi apere. Mă, i-a zburat capul direct. Mă, femeia sunt igoi. Bă, dar știi ce sunt eu uimit? Că n-a mai venit Virginia. Bă, da, poate a mai venit și n-am văzut-o sau... A, și sta prin peșterii, nu cred că știe unde să spawneze. Ok, avem o problemă, a venit o brută după mine. Eu bag niște noodles. Bagă, bro, liniște, gen. Vei să fierbe cum trebuie. Fără apă, fără nimic, i-a mâncat așa. Wow, în vremuri grele, nu mai ai apă. Panourile solare le pui pe casă să ai curent. Am văzut dacă au pus un sistem de ăsta cu panouri. Problema fundamentală a jocului, și vă explic, și am zis și lui Sami, este că tu poți să-ți faci o bază, dar nu ai de ce. Pur și simplu. Da, real gen. Adică tu nu ai de ce să-ți faci bază. Ești walking simulator acum. Atât. Mamă, ce scartoafă i-am dat. La căprioara asta, ai vezi. Hunter Call of the Wild aici. Hunter Call of the Wild. Îmi aduc aminte de asta, bun. Este timpul să mergem după asta să... Da, noi suntem la food bunker acum, după aceea să mergem să ne luăm shotgun-ul. Așa este, super simplu. Simple as that. Sunt curios, ziceau la Subnautica că vor să facă alt joc. Mamă, tare rău. O mai zici ceva? Dacă l-ar face co-op ar fi insane. Bă, adică... ar fi tare co-op, doar că mie mi-e frică rău de oceane, gen. Bă, și asta zicea și Clurna, exact același lucru. Și zicea că ar fi vrut să poată să joace co-op. Bă, trebuie co-op, e prea tare joc, nu știu. Cred că la început de tot, deci fii atent, ia stai puțin. Deci eu vreau să caut acum un live. Deci avem așa, The Sami Subnautica. Da. Adică mai exact acum 5 ani. Deci acum 5 ani, eu mi-aduc aminte, tu mi-ai recomandat mie să mă joc Subnautica. M-am jucat și mi-aduc aminte cum stăteai pe chat și râdeai de mine că mă sperii, gen. M-am jucat pe Epic Games. Așa cum îți recomand. E prea tare Subnautica, pur și simplu. Al doilea joc mie nu mi-a plăcut. Adică nu mi-a plăcut harta, e cam încălcită, nu știu, nu prea ce trebuie. Dar primul e insane. Ok, aici trebuie să mergem. Ok. Hai să vedem atunci. Ce aici probabil mai? Este ex-arbaletaz. Eu sunt curios dacă aici sunt mobi sau nu, că nu mai țin minte. Dar ținând cont că este la început. Cred că ar trebui să fie mobi. Adică așa ar trebui. Deci noi în momentul ăsta, iar m-am speriat. Ok.
Clasic. Real gen. Food bunker. Mama, ne umple stomacul aici. Food and dining. Mamă. Aici cred că este ăla cu foarte multe ierboșteni, nu? Uite, luăm toate săgețile acum, gen full, tot, full, da. full. Mamă, tu îți dai seama, gen? A, aici găsim cubulețele de carne, dacă mai știi. Da, exact. Dar oricum se... Eu am foarte mult rotten meat. Dar n-am găsit și o baterie. Equip, combine. Am eu să-ți dau baterii. Dar unde este situată bateria, că ar trebui să-mi și eu? Bateria este situată exact deasupra gen de chestia asta greu unde craftezi, lângă becuri, dacă ai becuri. Ah, ai dreptate, da. Hai cam, mamă. Așa este, man. Uite aici, oh! Oh, vezi că am deschis aici! Bă! Ok. Așteaptă puțin, că de aici... Hai să vedem prima oară toate chestiile ce avem pe aici. Așa, așa le luăm, gen. Bun. Attention! Attention, please. Bă, înainte nu era asta cu attention, gen, dacă să-ți aminte. Da, da. Asta chiar nu era. Și uite, aici este arbaleta. Că mai ții minte cât am stat noi după ea? Gen, chiar era la început de tot și e undeva între rafturile astea. Chiar ții minte că ne-am întors. Da, exact. Dar nu e pe aici. Nu, cred că e aici la următoarea. Da, uite aici, e după astea, vezi? Ceva. Da, uite aici, uite, da, exact, uite aici. Astea. Jap, 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 sunt astea trei în perete. Vii și iei full arbaletin. Mamă! După aia parcă era apă adâncă? Cum? Și după aia cred că... Bă, no way că mă atacă pișpirelul ăsta. Mamă, pulba stârcă după ceafă. Era ceva cu apă adâncă, parcă. Da, era o apă și ajungeam într-o încăpere, dacă îți aduci aminte, și vedeam pe cineva care sare de la geam. Cel puțin eu așa mi-aduc aminte. Așa. Să culegi și tu toate săgețile, gen că probabil chiar o să avem nevoie. Sunt și în pereți. Știi ce, la ce mă uitasem și... Oh, vezi că avem mob. Vezi că o să fugă după noi. Ia stai puțin că vreau. Sunt și rog. Fuge după tine, bă! Stai de la o parte. Da. Ce-a făcut mă, Rafael? Unde-ai revive, gen? Bă, furță, sincer. Deci am pus bombă și a venit fix lângă mine, full suicide. Bună idee, sincer, zic. Oricum am de astea. Poți să-l colectezi? Nu. Deci doar unul poate. E cam ciudățel, dar da. Și-am făcut, mă. Că mai îmi pun armură. Da, și-o voiam să mai îmi pun armură. Nice. Ok. Doamne, câte piticănii sunt aici. O bucată i-am dat. Bă, dar e pus în așa fel încât, gen, să nu vezi că-ți vine monstru ăla de aici de după. Bă, și mi-aduc aminte de ăsta galben, cum stăteam și îl căutam de fiecare dată. Ai cam ceva armură? Cât ai? Eu am 5 bucăți. 4. Ok, poți să iei bateria de acolo. Putem să ne facem sled. Oh, da, aici era apă, da, așa e. Așa este, bă. Mamă, păi și cum notăm noi în toate chestiile astea? Ai dăm așa înainte. Noți așa în apă, în timp ce gen... În timp ce gen e generatorul în apă și e full electricitate. Da. Și aici undeva în stânga știu că ne ridicăm și trebuie să fie o ușă în stânga, în care sunt foarte multe camere de luat vedere. Uite aici, exact prima ușă în stânga. Așa e. Și e cu niște monitoare. Da, așa este. Și practic în capăt de tot acolo ajungem noi la început. Acolo pe unde e ăla mort, gen. Da, uite, așa uite este. Oh, no way, vedem pe toți ăștia cum fac urât aici. Am găsit harta
Ce e asta? This is where the boats arrived. They left the boat there. Someone needs to clean this up. Bă, să mănâncă acum. Ia uite cheamurile. Ulgen. Cardo, Virginia. E al ei. No way. Virginia Pafton, da, da. Dar nu mai țin minte ce i-au făcut el Virginia de-au transformat așa. Nu mai țin minte, zic sincer. Dar așteaptă o secundă că vreau să craftez niște molotoave. All right. Super. Superb. Craftez niște molotoave. Apasă pe laptopul ăla. O să apasă mereu. Deci mi se pare prea chill așa cum jucăm. Păi și vrei să-i dăm mai grav? Jim Carrey, nice. A, uite laptopul ăsta, da, aici. E chill așa pe spate. Residential bunker. Ne-a vorbit păi, femeia asta în urechi de... În română de ce nu zice? Uite-te și tu, a, uite, ia vezi un că au schimbat camera acum. Da? La aia o să ajungem noi, parcă. Da, știu că trebuie să ajungem noi la niște... Ia vezi, ia fii atent că dă rewind acum. Ia fii atent că dă rewind. Ce se întâmplă ceva și să se iau la bătaie. Ia uite, acum, toți! No, ui, a transferat pe toți. Lol. Hai să vedem în continuare aici. Ok. Să-i dăm așa. Și să viem. Aici, practic, dacă îți aduci aminte, noi dădeam skip la toate astea. Deci, noi aici dădeam skip cu bățul. Dacă îți aduci aminte, da. Rafaele. Pentru că noi veneam la început, practic, și nu mai treceam prin toate astea. Deci, noi dădeam skip la multe, gen. Bun. Dă-i cu cardul. Deci, mie mi se pare pur și simplu life hack. Da, uite, aici, uite. Era. Da, exact. Și aici trebuie să sară ceva, gen. Uite acolo, uite femeile alea în față. Ei, văd, uite, văd la geam acolo. Ei, o să sară, gen. Nu era așa cații da, aici. Da, nu era nici... Oh my god, uite, îi trage pe ăștia în apă. Dar cum te-ai dus tu acolo? Eu la mine e cații în fol. O, că salut, Rafaele! What? Mamă, sunt părinții ei, cred. Bă, ce se întâmplă? Ești gata de bătaie? Nu cred că ne batem. Nu credeți de să mie că ne batem și ăla vine pe mine. Ah, full direct, mă bate ăsta, mă cocoșează. Am scos arbaleta. Eu am scos direct arbaleta. Dai. Doamne, ce prostie, abia încarcă ăsta. Bun, sper că e mort ăla. Nu uite că mi-a făcut... Băi, dă mă. Bă, cine mi-a dat așa? Eu am dat cu... A, de-aia nu mergea, mă. Bă, dar mă, tot aruncă... Mamă, what? A murit. Bă, noi avem pistol, mă, Rafaele. Am și uitat. Acum urma să trag cu el. Ăsta te ține și în brațe, nu știu să zic. Perfect. Cu respect. Stai să deschide, luăm și repede pistolul. A murit. Păi tu ce crezi că faci aici? Ești la magazin? Păi voiam să-mi pun pistolul pe mine. Nu cred că am apucat. Spari, zără scuze, Sami. A murit. Nu am cum să iau pistolul, ce nu înțelegi? Știu că să zic, dar sunt și eu aproape mort. Nu, vino de revive, că acum te ajut. Am o idee bună, rău de tot. Sunt mort. Gen. Mamă, vanilia mea. Deci femeia aia îți dă directa. Vin, să dau revive. Ești up. Ce sunt? O, bă! Mamaie, să moară vanilia mea, ce ți-am făcut eu ție? Te pun și pe acolo până când mai au ceva din inventar. O, bă!
Cum folosesc C4-ul ăsta? Scoat între ei. Sunt full dead. Full respect, le-am făcut T-bag pe cap. E adevărat? Da. Insane, vreau să mai dau cu bombe. Te pupai, Alex, mersi frumos de membru. Vino să iei tu armura de pe ăsta, că probabil o să ai și tu nevoie. O să-mi pun și eu două armuri de pe ăsta. Where, where? Îl drumăzim. Așa, o să mă pun să... mă fac full HP. Unde e armura aia? Armura este dreapta. Mi zice că am luat 2C2, nu știu ce. Și nu văd unde e. Dați deodată să luați ambii. Ok, full respect, gen. Nu știam treaba aceasta. E. Da, așa este. Ai fi tu dreptate. Deci. Deci, ăștia aici au fost boși. Oh, ia fi atent că am găsit asta. Barbara Puff. Bă, s-are carne din tine, Rafaele. Mă arunca... Da. Înainte, știi, era un bug când aruncai carnea pe jos. Se făcea iar fresh. Nu, nu mai aduc aminte de asta. Deci Barbara Puffton cu Edward Puff. Da, deci, a, ăștia sunt aia doi, gen, sunt transformați în zombie cu care ne-am bătut, cu care ne-am bătut noi. Sunt părinții ei, că tot Puffton e și Virginia. Și Virginia, exact. Deci, o să le mănânc mâncarea din gură, da. Gen. Să vezi cum e transformarea, dar ceva să mănânce. Ce dar întrebarea este, de ce nu primim noi informația asta în joc? Cred că am primit, dar trebuie să stăm să citim prin prostiile alea. Doamne. Mai avem ceva de la de pe aici? Cred că nu. Da, hai să sărim în apă, cred că așa trebuie să facem, dacă mi-aduc aminte bine. Oh, uite ce a adăugat aici! Mai ții minte cât ne-am chinuit? Wow, vreau să-mi zici dacă ți-aduce aminte cât ne-am chinuit noi când noi am sărit prima oară în apă. Așa. Și înainte nu era asta și n-aveai cum să mergi înapoi înainte. N-ai cum să nu-ți aduce aminte cât ne-am chinuit. Așa e, ba. Că sărisei tu în apă, gen, și după aia trebuia să ne glicim cumva pe lateral. Așa e. Ok. Truers. Ok. Interesting. Charu. Să vedem. Charu. Deci, foame de mor, gen. Avem următoarea la care e Maintenance Bunker B. Noi suntem, noi acum la cât am fost? La 5, am fost la Food and Dining, sau? Da. Da. Trebuie să mergem la 6, gen full sud, rău. Mamă. Doar fugi aici, că-s mulți de aia. Bă! Avem de alergat aici, trebuie să ne fac armura, că m-a apărat super mult. Da. Și pe mine. Și să dăm faceți ending-ul secret? Dar abia știm peșterile și facem ending-ul secret. Ending-ul secret. Secret ending. Bă, nu, gen, eu recomand, gen, să ne uităm pe YouTube la ending-ul secret. Regii! Eu, literalmente, să ne uităm la ceva pe YouTube. Atât. Da. Bun. Bun. Stai să gândesc dacă pot să-mi pun ceva pe pistol. Bă, sincer, cred că îmi pun flashlight-ul pe pistol și o să merg doar cu flashlight-ul. Uite, oh, și pot și flashlight și laser. Oh my god, am făcut laserul ăsta, genie, full respect ce-i aici. Holy, nici nu mai trebuie să țină ăla. O să merg doar așa. Bă, de aici putem să mergem, Rafaele, la... shotgun. Știi ce zic? Ia. Ne-am trebuit să mergem la ăla, MOV. Trebuie să mergem la 6. Da, trebuie să mergem la 6, dar putem să mergem să luăm și shotgun-ul, ceea ce ne va ajuta la fight-ul final. A, ăla MOV e. Da, la ăla MOV, care e aici lângă noi și să nu ne mai întoarcem după. Hai să mergem aici. Hai.
A venit vacanța cu trenul din Franța. Uai, copii la joc. Cărțile pe foc. Un glider intra bine aici. Mamă, da. Eu am toate materialele pentru launch pe ăla. Real. Da. Real on God, no cape. No cape. No caperino. No caperino, peperino. Ce-aș băga o pizza. Cu crustă de aia cu cașcaval să-mi sară zăbala, cum zice cineva. Mamă! Într-un sos de ăla de usturoi. Am intrat pe PC doar să văd 4K. Bun, bun. Dar scurez, telefoanele au 4K, Sami? Dacă suportă... Da. Bă, da, o să intru eu acum să verific. Să văd cum se vede la domnul I-Rap-H. Adică, nu știu, Samsung are ecran de 4K, Apple-ul. Ce rezoluție are? Că da, ia stai să vedem. Trecem aici. 1440, ia să vedem. Cum se vede. Full 4K, ia să vedem. 51K bitrate. Atât ți-ai pus? Da. What the... Mamă, cum se vede 4K, e huge. Tare rău. E ce trebuie? Am zis cineva că noi vorbim, zici că au câștigat vocile. Au câștigat vocile. Da, respect. Cum ai filmat Among Us? Și ele, nu? Nu mai filmam Among Us. Niciodată. Hai copii la joc, cărțile pe foc. Tuc tac tac tuc un tap tuc tac tac tuc tuc tem. Au câștigat rezoluțiile. Sincer. Bun. Facem un pic de spațiu pe aici. Full spațiu. Deci tu ai auzit, Rafael, că au câștigat rezoluțiile? Rezoluțiile chiar au câștigat, sincer. Stai în picioare? În momentul ăsta, nu. Sunt doar foarte ridicat, gen. Și gen, mă ridic așa pe scaun ca să țin spatele drept, că dacă mă las mai jos, sunt crevete pe spate. Știi ce zic? Crevete? Adică dacă mă las așa mai jos, uite așa stau. No way, man. Știi ce zic? Și e mai tare să stai așa mai ridicat. Parcă mă forțește puțin. A, cred că aici direct trebuie să zăpăm. Nu trebuie să mai verific. Că știu că aici trebuie să sap. 5. Nice. Vreau să știu ce mănâncă Rafael în acest moment. Pizza. No way. No way că ți-ai comandat pizza. Oh. Da, da. Ok, este timpul să mă uit la Rafael cum Nu se lua și tu? Acum îmi dau comandă. Mamă, plecat comanda. Full comandă, dau în momentul ăsta. Pepperoni și Z-Bites. Boom. Andrista nu mănâncă? Andrista probabil și-a dat comandă deja. M-am uitat pe Sinner. No way. I-am dat mare glunț. Am auzit glunțul de aici. Uite-l pe Sinner. Puf. Trebuie să săpăm aici? Ah, shotgun așa e, că era de la săpat. Da, îl găsești într-un de ăla, da. Sosuri, hai să vedem. Sos samurai. Samurai? Maioneză cu usturoi. Let's go. Aplica comanda. Boom. Deci vreau să vă zic că Rafael tocmai a făcut sâmbăta pizza în momentul ăsta. Nu acolo trebuie să sapi, aici la mine. Ba, ia uite. Nu, la mine trebuie să sapi. Am shotgun în mână. Păi și la mine ești ce?
Zi-mă. Nu știu. Păi și eu am o cruce acolo. What? Bă, ăsta n-avea verde la ochi. Fulă-l încărca. N-avea. Da, chiar nu avea. Gen, i-a băgat GPS relocator în gură. Așa e. Ok. Deci noi mergeam la 6. Maine's Bunker B, jos de tot. Da, trebuie să mergem jos de tot în stânga. Așa este. Deci noi suntem. Ce mai lipsește ca să-i pun laser sight-ul? Aha. Exact, da, da, trebuie să pun cortul, am și uitat. Mamă, ce tare văd cu ăsta cu lanternă în mână. Shogun-o. Zzzz. Îți zâncea. Da. N-am apucat să salvez. E ok. Bun. Hai să-i dăm. Deci ne ducem full așa. Bă, dar există vreun buton să meargă deci singur? Nu cred. Deci noi în momentul ăsta am fost la 5. Deci trebuie să o luăm full așa acum. Nu rog că e puțin ciudat pentru că sunt puțin retard de setările. Băi, ce ciudat ține arma în mână, gen shotgun-ul și cu aia. You're hungry. Bă, atunci. Interesting ce se întâmplă aici. Da, deci așa trebuie să luăm exact. Am băgat o scubitoare și merge singur. No way. Păi și shift pe ce ține? Îl ține la suprat. Există toggle. Există toggle de shift. Ai dreptate. Ia, stai o secundă, Rafaele. Cred că este timpul să oprim live-ul chat. Deja se face târziu. O să terminăm probabil jocul la Rafa. Aștept și o să mănânc și ne auzim cu un episod nou mâine. Vă pupăm pe toți și ne auzim data viitoare. Rafa încă continuă live-ul, deci puteți să mergeți acolo să vedeți cum trenează.